Dar noi avem o altă problemă pe care lumea nu o anticipează. Că nu avem viitor. Și îți explic de ce nu avem viitor. Copiii de vârsta mea nu sunt pasionați de viața publică. Am colegi care îmi spun că putem trăi liniștiți dacă administrația e 60, ca să zic în germană. Am colegi care nu știu administrație, nu sunt curioși, nu deschid televizorul, îi se pare că nu are nicio relevanță să cunoști știrile. Și asta e o problemă extraordinară de mare. Este pentru că, într-un fel sau altul, locurile alea care vor fi vacante, vor fi umplute de cineva, cumva, cu anumite abilități și competențe. Bună dimineața. Știi? Și asta e problema. Deci, asta e o problemă mare. E o problemă foarte mare și problema și mai mare e faptul că vorbesc de studenți la drept. Îmi povesteai de prietenul tău care zice: Ai, ah, povesteam de asta, sfârșitul competenței. Da. Și zi tu ce vrei să spui, și după aia o să-ți spun eu unde mă duce amintea. Mă, în legătură cu subiectul ăsta, eu am două uh, linii de gândire. Unul la mână sunt de acord cu el, de principiu. Uh, și cu asta am încheiat primul punct de vedere. Dar, doi la mână, trebuie să avem uh, următoarea perspectivă. Care cred eu e la fel de valabilă. În vest, am ajuns la concluzia că libertatea de exprimare e extrem de importantă, cel puțin din punctul de vedere al faptului că tindem spre adevăr, un adevăr comun împreună. Și fiecare voce e importantă, chiar dacă vocea respectivă e mai mult sau mai puțin avizată conform normelor actuale. Pentru că se întâmplă următorul scenariu. Apar în uh, for, da, în piața publică idei și persoane care de multe ori vin împotriva narațiunii comun acceptate ca fiind valabilă. Persoanele alea de cele mai multe ori sunt puse la zid, sunt marginalizate, sunt arătate cu degetul și perspectiva lor e atacată ca nefiind validată de ce acceptăm în mod comun ca fiind valabil. Trebuie să avem mare grijă din perspectiva asta pentru că ratăm unul la, să zicem, X uh, voce de genul acela va avea dreptate, știi? Și trebuie să creăm un ecosistem prin care și genul ăla de persoane să poată să vorbească. E adevărat că, de cele mai multe ori, o persoană care va veni să uh, argumenteze un șir nou de gândire pe un domeniu va fi și expert în domeniul ăla într-o oarecare măsură. Dar asta nu e de fiecare dată... Uh, nu e în mod necesar... Uh, valabil, știi, Bă, în tot spectrul de, de lucruri pe care le discutăm în societate. Așa că ce vreau eu să subliniez e că indiferent dacă ne simțim sau nu uh, experți, quote în quote, în domeniul respectiv, trebuie să avem posibilitatea să ne exprimăm ideile, da? într un mod sau altul și vor piața basically va decide dacă ceea ce noi spunem este sau nu valabil. Ok, Deci tu zici că ar trebui să facă o selecție de opinii de către piață, nu să o facă individul în sinea lui. Și asta, și să nu uh, spunem din start că persoana respectivă nu trebuie să-și exprime un punct de vedere pe un subiect pentru că nu este expert în subiectul asta, respectiv. Asta, în primul rând, ar fi neconstituțional. Pe sigur, de pe asta zic. Da. Asta zic că noi am ajuns la concluzia că libertatea de exprimare este fundamentală pentru societatea pe care vrem să o construim. Da? da. Tu nu trebuie să mă asculți pe mine. Știi? Dar vrei dar trebuie să am posibilitatea să mă exprim. Și nu, nu, poți nici măcar să. Nu poți nici să uh, îmbrăpești posibilitatea de a mă exprima pentru simplul fapt că nu sunt expert. Știi? Pentru că uite de ce s-a întâmplat în pandemie și asta e un super bun segue să povestim un pic despre asta. Toți experții care au venit și ne-au spus că X și Y, pe rând s-a dovedit a fi nu doar neadevărat și neconfirmat de uh, propriile lor studii, ci s-au dovedit a fi uh, adevărate minciuni lucrurile care ni le-au spus. Știi? Și asta e super grav, pentru că ajungem să ne uh, adăpostim în spatele științei, da, și adevărului științific, uh, în niște momente extrem de periculoase, care poate să fie un, un tipping point, știi? pentru societate. Ei, și într-o chestie mult mai sensibilă. Și o zicea și Nicol în carte că e o problemă când cineva se crede specialist și nu este. Dar adevărata problemă e când specialistul nu mai e specialist. Ai văzut? Și acolo e o problemă mare pe care o văd eu în facultate de drept. Ceea ce e foarte dubios. Și îți explic și de unde am ajuns, unde am, când am ajuns în punctul să văd chestiunea asta. Uh -huh. Știi și tu în facultate de drept ajungi să citești destul de mult. Și ajung la un moment dat, vorbesc cu un profesor și spun, domn profesor, dar eu mă plictisit să citesc cărțile astea. Sunt foarte proaste. Și există foarte multe scrieri juridice. Zicea la un moment dat domnul de la Universul Juridic care are undeva la 3500-3400 de cărți pe site. E enorm de mult. Da. Și îmi recomandă profesorul cu care vorbeam, zice, du-te și citește pe clasici. Și acolo mi-am dat seama, a fost și punctul în care am decis că trebuie să candidez ca student reprezentant, a fost punctul în care mi-am dat seama că sunt unii oameni pe care ar trebui să-i luăm de buni și ne inspiră în a-i lua de buni în timp ce ei ar trebui să ne inspire să fim cât mai critici. De fapt, asta ar trebui să facă văzut? Și asta e o chestie foarte paradoxală. Adică, e, eu am rămas așa puțin, încă mă, mă lupt cu chestia asta în capul meu. Și eram, măi, ce facem aici? Desigur. Pentru că, uh, uite, cum a zis Fauci, eu sunt știință, da? nu? Da. Nu pot să, contra, să mă contraargumentez pe mine pentru că contraargumentez știința. Păi bun, dar de esența științei este să încerci să validezi sau să invalidezi că asta e metoda științifică. Da? Uh, uite, putem să avem o scurtă discuție, mă rog, scurtă, lol, uh, despre dacă dreptul este sau nu știință. Uh, dar. Îți ai, că nu e. Ai, păi nu, în mod foarte simplu nu e. Pentru că nu e falsificabil. Da? e un construct și nu vreau aici nici să uh, subestimăm uh, puterea lui, e una dintre cele mai puternice tehnologii, dacă o putem, dacă nu o numim știință, măcar să-i spunem tehnologie, pe care umanitatea a construit-o, da? ne menține relațiile sociale uh, de, când am, de când am inventat povestea asta. Deci e extrem de puternic ca și construct social. Dar uh, pericolul în a nu fi știință este că e foarte ușor de manipulat și de dus în direcția în care vrem, da? în care vrea o persoană sau cealaltă, în funcție de cine e la conducere în momentul respectiv. Și se vede chestia asta în actele normative foarte mult. Vezi? Sigur. Dacă te uiți în facultatea de drept, există o tendință din asta de a citi ce e necesar și atât. Dar dacă ai puțină pasiune pentru ceea ce faci te duci puțin în spate și vezi niște legi, nu știu, dau de exemplu acum legea 78 2000, Lege specială privind corupția. Nu mai știu exact toată denumirea, descoperirea, combaterea și nu mai știu ce e împotriva corupției. Trebuie să avem un Jamie, știi cum are Joe Rogan, care caută. Deci, <laughs> exact. Vreau să ajung în momentul la care să am o persoană care stă lângă noi și caută lucrurile pe care noi le uh, aberăm aici să le valideze sau să le, <laughs> să le corecteze. E perfect, da. ai fost oricum no, on gar point. Garantez, garantez că este valabilă informația. Cel puțin anul și numărul. Da, da, 78 pe 2000, bag mâna în foc. B și cred că a fost publicat în monitorul <laughs> oficial prin 18 mai, dacă nu mă înșel. Da, acum deja... relevant. Asta a, releva. a fost un pic de flex. Acum <laughs> deja te laus, da, da. Hei, te și rog. Da. <laughs> da, și mă uitam acolo, mă gândeam, în momentul respectiv, noi încercam să aderăm la Uniunea Europeană, cum de altfel face și la Ucraina acum, și încercam lupta asta anticorupție Și vezi acolo niște chestii Cât de mult erau influențate legile De către decidenții politice. Acum nu e chiar așa directă Sau și dacă este atât de directă Ți-e -ți trebuie niște studii ca să înțelegi treaba asta Și problema este În 2022 Că noi nu ne dăm seama că nu știm drept și că nu putem trăi fără drept. Și îți spun când am ajuns la ipoteza asta. Stăteam acasă, în Arad, nu mă uit la televizor, dar se întâmpla în momentul respectiv să mănânc în timp ce mama se uita la televizor. Și pune mama televizorul pe mine și începe să mă întrebe niște chestii. Ce a excepție de neconstituționalitate? Ce înseamnă majoritate simplă în cameră parlamentară? Chestiuni de genul. Frate, dă da la examen, ho, că mănânc și eu niște cereale. Da. Și după aia mi-am dat seama că știrile au devenit atât de juridice și atât de complexe încât un om care nu are nicio valență juridică, nu prea mai are ce să vadă la televizor în afară de telenovele turcești. Deci știrile sunt foarte complexe și aici vine marea problemă, că noi nu avem educație juridică deloc. Și când facem educația juridică, o facem prost. Și îți explic de ce. Pentru că noi ajungem în facultate de drept și începem să tocim. Tocești articol după articol după articol, trăiești în sinea ta cu ideea de sunt cool pentru că sunt la drept, și tu nu-ți dai seama de fapt care, e, ca să folosesc un cuvânt nemai folosit de pe la alegerile din 91, uiți care e quintesența dreptului. Uiți faptul că vorbeam cu colegia seară, uiți faptul că tu depinzi de ceilalți. Veneau să-mi spună, bă, noi suntem facultatea de drept. Am fost ieri să vorbesc cu un domn ca să organizez banchetul și festivitatea de absolvire și îmi spunea că, măi, voi sunteți facultatea de drept, adică voi sunteți peste restul. Nu e adevărat. Într-adevăr, poate există un anumit statut, poate există o preconcepție din asta de pe vremea părinților noștri, dar ideea din spatele um, cuvintelor mele este faptul că studentul la drept este exact ca și un funcționar public. Îl vezi peste tine, dar el nu poate exista fără tine, pentru că degeaba fac eu drept dacă nu am ingineri. Ce să fac eu ca și avocat cu o expertiză tehnică? Eu nu înțeleg nimic din ce acolo. Ce să fac cu un raport din ăsta de expertiză criminalistă, când îmi spune, habar, n-am ce-o pățit omul respectiv, vătămare corporală, înjungher și alte asemenea. Eu nu înțeleg nimic de acolo, că n-am nici cea mai mică uh, noțiune de medicină. Și pe mine asta mă deranjează. Mă deranjează faptul că trăim cu o impresie din asta, nu știu cum să o numesc, ca să nu folosesc un cuvânt, cu o iluzie în cap, cum că noi suntem cei mai cool și uităm că noi, de fapt, doar îi ajutăm pe alții să trăiască. Hmm. Da, e foarte fain și rezonez cu ideea ta. Asta mă duce cu gândul la uh, ce spunea o colegă uh, Ana Udriște despre cum de multe ori ego-juristului uh, vine în uh, contra uh, <coughs> interesului superior al business dintre companiile care, în fond, sunt ajutate de către juriștii respectivi. De multe ori uh, vrea avocatul să arate că e el de deștept prin contractul pe care îl redactează și uite că, de fapt, la mijloc... Uh, e un business care trebuie să meargă mai departe, exact. știi? E în slujba clientului lui și nu uh, trebuie să Ești îi dovedească. Da, 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 da. Da, din nou, nici nu vrem să, uh, cum să spun, să, să spune că nu suntem importanți, dar vrem să subliniem faptul că cumva suntem închegați cu sistemul pe care îl servim. Ei nu pot trăi fără noi, noi nu putem trăi fără ei. Corect. Deci e așa o, o relație de du te nu ai cum să faci una fără cealaltă. Eu zic că asta ar fi o chestiune de an și zic că deschid subiectul ăsta, poate apare și pe, în podcast. E o, e o discuție care trebuia deschisă, trebuie, voiam să transmit chestiunea asta într-un mod oficial, să o vadă foarte multă lume. Să transmit faptul că noi, ca studenți la drept, pierdem exact esența. Uite, stau în sala de lectură, vorbesc cu oameni care au avut interviul la INM acum o lună, o, trei săptămâni, cât a fost. Oameni, colegii mei de ani, care vor să devină magistrați, avocați, și întreb, păi de ce vreți să vă faceți magistrați? Un singur răspuns. Stabilitate financiară. Păi de, de, de ce vreți să te faci avocat? Că vreau să câștig mai mult decât un, decât un magistrat. Dragule, dacă tu faci chestia asta pentru câștig, du-te și fă orice altceva cu viața ta. Pentru că e atât de prost raportul dintre timpul investid, investit și câștigul pe care le realizezi în profesia de avocat, încât mai bine te duci să lucrezi pe șantier. Deci raportul Basically, ăsta... De, mai ales de, la început exact. și dacă vei trece de început, deja vei fi într-o tot o altă perspectivă de viață și energie pe care să o poți investi. Uh, am un prieten, îl salut pe Horațiu, care uh, e avocat în Londra. E de vârsta oh. noastră. Și raportul timp-bani e cu totul altul uh, acolo, față de aici. Și cu toate astea, puncte, puncte, puncte. Deci, pf, o să-ți povestesc uh, mai apoi niște detalii, dar uh, ai pus punctul pe ei aici. Uh, un stagiar e below minimum wage. Și de la stagiar până la above minimum wage, mai discutăm. Foarte puțin. În fine. Da. Timp. Oricum, aia cu stabilitatea financiară o înțeleg oarecum. Asta e de esența profesiilor și de asta am ales eu avocatura pentru cât e de flexibilă. Uh, știi cum e un liber profesionist? Dacă muncește, face bani. Dacă nu, dacă nu muncește, nu. Mm -hmm. Asta înseamnă și că poți să ții vacanțe și că poți să faci lucrurile pe care vrei să le faci, dar în timpul în care faci lucrurile alea, dacă nu-ți-ai, uh, nu știu, uh, pus toate rațele în ordine, cum zice francezul. <sus> da lucrurile stau pe loc. În fine. Așa e. n ai, -n -ai ce să faci. Așa funcționează. Cum mai merge? Cum mai merg lucrurile pe la facultă? Uite, e foarte mișto faptul că după ce am povestit cu un profesor de la drept, pot să vorbesc cu un student de la drept, cu ocazia asta ți-am zis că mă simt și eu tânăr. Că <laughs> pot să-mi aduc aminte de... Uh, nu -a cred că trecut așa de mult de când ai terminat. Îți dai seama că nu, dar... 6 da. ani s-au trecut. De atunci s-au mai întâmplat uh, niște căsătorii, niște copii, copii niște exact. Și cumva simți că trece timpul poate mai repede decât uh, chiar uh, se întâmplă. O simți? Acum pe mine mai prins și într-un punct foarte culminant în anul 4, semestru 2. Da, da, exact. Exact cum ai spus tu că simți că trece timpul exact așa o simți în anul 4. Pentru că stai în fața facultății Uh, eram aseară de exemplu la o întrunire Elsa și salut colegii de la Elsa pe uh, calea asta și vorbeam cu niște copii de copii, vorba vine acum niște studenți de anul 1 care au undeva la 18-19 ani, eu anul ăsta fac 24 și când auzeam doamne cât e de greu să înveți drept civil persoane sau dădusere de, de domn profesor Clipa ce la raport de subordonare și ajungi Stai lângă ei și te gândești, Doamne, cât îți de ușoare, dar parcă ieri mă chinuiam eu cu ele. Uh -huh. Și sunt patru ani în urmă, sunt mii de pagini, poate chiar zeci de mii de pagini citite în urmă. Cumva trece atât de repede încât nu o simți și. Noi na, na, ne fura facultatea pandemia. Deci pandemia ne fura facultatea. Da, vreau să vorbesc un pic cu tine despre asta, dar stai să rămânem la facultate. La, la prima parte, da. Uh. Încă o idee cu care rezonez, ce, cel mai greu lucru pe care l-ai făcut, e cel mai greu lucru pe care l-ai făcut. Știi, la fel și cu uh, cel mai rău lucru care ți s-a întâmplat. Și atunci e vorba de perspectivă. Tu ai trecut prin toată povestea aia, noi am trecut și putem să avem perspectiva că lucrurile alea sunt mai ușoare decât ceea ce facem acum. Dar în momentele de dinainte de, de a le și face, ai impresia că a picat cerul pe tine. Acum există. Există și clipa. tendința, dacă vii marțea undeva la 8-20 seara, în fața facultății, după ce ies, după studenții de anul 1 ies de la cursul de 4 ore de drept administrativ, parcă vezi niște baxuri de sticle de fanta întoarse pe dos. Deci, efectiv, toți încep stânga-dreapta, vai cât e de greu. Și eu asta nu supor, vorbeam despre tipologia asta de student. Doamne, cât e de greu. Ok, super, ai o problemă, cum o rezolvi? Mă, nu ieșim la o cafea. Păi dacă ai o problemă, du-te și rezolvă-ți problema, du-te și învață și o să vezi că nu e atât de greu. Exact la fel eram și eu în anul 1 și mi-a spus o persoană mai în vârstă care m-a um, format cât de cât în, în domeniul drept, mi-a spus, băi, ai o problemă, dar du-te și învață, nu mai sta la cafea. În păi. Din momentul respectiv, știi cum au dispărut toate problemele? Și nu mai am ce adăuga aici, doar faptul că te ești mesaj pentru studenți. Vreți să vă fie ușor, stați cu carte deschisă cât mai mult. Cum mai simți generațiile uh, din punct de vedere al uh, efortului pe care le adică cum simți tu generația ta din punct de vedere al efortului pe care o depune uh, acum pentru cariera lor academică? Te referi la cariera academică, tu te referi în, la în facultate, fa facultate de... nu ca la cariera profesională de după facultate. Absolut, vorbim și de asta, dar nu, mai întâi vreau să vorbesc de efortul care se depune în facultate. Povesteam cu domn profesor și el e de părere că Uh, nu doar că nivelul începe să scadă, dar cumva există și o presiune asupra, chiar asupra corpului didactic să accepte cumva genul ăsta de scădere în calitatea actului de educație. Știi? Ceea ce el vede extrem de grav și să dai seama că sunt de acord cu asta, e un pericol foarte mare să uh, fii de acord cu faptul că uh, există din ce în ce mai multă voință și dorință de a învăța, știi? Și cumva asta să se reflecte și în notele pe, pe care le vi le primesc de trecere și altfel. Știi? Acum, cred că. Acum, te pun cumva să vorbești de bine sau de rău propria generație, ceea ce poate nu e chiar corect, dar, în fine, nu, înțelegi. De nu se întâmplă prima dată chestiunea asta. adică da, nu în da. discuție cu tine. De am și contul de Instagram unde vorbesc despre <laughs> ei și mai au câte un amfalo, mai au câte un follow, mai au niște cuvinte puțin mai greu de, de înghițit, dar asta este. Îți asum, dacă spui ceva, vorbeam la început, dacă spui o chestiune, asumă-ți-o. Da, uh, legat de, de cum se raportează studenții la, la facultate, că asta era de fapt exact. întrebarea, în primul rând, între persoana greșită dacă vrei o, o părere studențească, pentru că s-ar putea să auzi aceeași părere pe care au auzit-o la domn' profesor Clipa. Uh -huh. Mie mi se pare că studentul din 2022 nu are cum să fie pasionat de facultate. Nu doar de la drept, de la orice facultate. Și îți explic de ce. Pentru că 12 ani de zile tu ești distrus psihic să înveți niște chestiuni pe care nu vrei să le înveți. Niște chestiuni care nu au nicio relevanță, majoritatea, nu chiar toate. Niște programe uh, absolut lipsite de relevanță și cu asta am spus tot. Și o să dau un simplu exemplu. Eu am dat bacul în 2017. Povestea asta cred că am spus-o de 100 de ori. Easy. În România există doctrina meditațiilor, așa le spun. În România nu mai există școală, există meditații. Dacă nu faci meditații, n-ai cum să iei bacul, etc., etc. Eu acum, de exemplu, cu facultatea și umblu foarte mult pe la licee, să îi chem la facultatea de drept, să le explic și le zic aceeași este. Poți să faci altceva cu viața ta în afară de drept? Da, du-te. Nu veni, du-te altundeva. Dacă nu simți că ești nebunit, asta vrei să faci, n-ai vlaga în tine, pleacă altundeva. Na, revenind în 2016 cam, era undeva prin noiembrie 2016, început de clasa 12 -a, Toată lumea era, pf, la cine se fac meditații la limba română, la cine se fac la istorie, la cine se fac la geografie, la cine se fac la sociologie, am fost la filo. Și mă uitam așa la ei, eu tot timpul am fost antisistem. Am încercat să fentez cumva sistemul sau să demonstrez că sunt mai bun decât sistemul. Și le-am spus pe fraților, voi puteți să luați bacul liniștiți, dar liniștiți, fără să faceți meditații. Imposibil. Și ok, fac experiment pe mine, iau bacul fără să fac meditații. După aia, prin uh, februarie, martie, ceva de genul, mai vine un coleg de clasă. Se apropia. Da. Vine un coleg de clasă și îmi zice, pamitiți-i, și eu fac ca tine, nu fac meditații. Deci eram, oh, păi și eram, ou. Păi, atunci cum mai sunt eu special? <laughs> mă duc acasă liniștit și eram cum să fenteze mai mult decât ăsta sistemul și ok o să iau bacul fără să învăț nimic și asta e o poveste pe care prietenii mei apropiați o știu ție nu cred că ți-am povestit-o niciodată și toți ai mei erau disperați să învețe pentru bac nu știu ce, eu voiam să plec la o facultate în Germania alegere pe care am și făcut-o până la fine, până după finele clasei a 12 -a. și aveam nevoie de Cambridge și admiterea de acolo deci eu nu mă stresam cu bacul și le-am zis, ok, iau bacul fără să învăț. Se apropie luna iunie, ăștia toți transpirați, nu mai puteau. Eu relaxat, aveam atunci absolută plăcere de, de a bea o cola. Erau niște sticle de Coca-Cola de 250 sau de 330, nu mai știu, alea de sticlă micuțe. Uh -huh. Cumpărai una din aia în arat cu 6 ,50 lei și la 50 de bani îți aducea un pahar cu lămâie și cu gheață. Deci era nebunia mea. Deci când se încălzea, aia era... E, acum mă simt ca și nu știu, tata când îmi povestea sau mama când îmi povesteau că vedea o sticluță de Pepsi Cola pe vremea lui Ceaușescu, știi, dar așa era vibe-ul. Și le zic, nu învăț nimic. Se apropie două, trei săptămâni înainte de bac, stând în casă, eram, bă, hai, totuși să fac și eu ceva, adică nu se cade. <coughs> și până la urmă, urmei am realizat că îmi ia mai mult să adun materia decât să o învăț. Și m-am prezentat la bac cu trei ore învățate pentru tobacul. Absolut trei ore într-adevăr, română, la vremea respectivă, subiectul 3 se dădea ceva cărți pe care eu nu le-am citit. A fost o notă dezastroasă, de trecere din prima, dar dezastroasă, dar la istorie și la geografie au fost note peste 9. Ceea ce eu zic că a fost ok din cauza faptului că eu mergeam foarte mult la ore. Eram atent la oră și așa s-a întâmplat. Și cumva eu nu am fost, n-am avut încărcătura asta psihică când am ajuns la facultate. Nu am fost uzat de sistem. Pentru că tot timpul am încercat să să fentez sistemul sau să fac cumva, să învăț numai ce-mi place. Dar când tu vii la facultatea de drept, după ce ai băgat șase ore pe săptămână de mate și patru ore de info, șase ore de biologie, bine, nu șase ore, la noi în liceu erau două ore de biologie pe săptămână, una de geografie, una de istorie. Cu ce te ajută? Eu am tabacul la română din Moromeții. Mama a tabacul la română din Moromeții. <laughs> E tristă situația și clar că nu mai te poți raporta la facultate cum ar trebui pentru că din start tu ești obosit. Și acum vine sfatul meu pentru studenții de anul întâi. Eu am făcut fenta foarte simplă și le-am explicat la toți să facă aceeași fenta. Anul 1 învață strictul necesar și cu timpul liber pe care îl ai, pentru că în anul 1 îți permiți să ai destul de mult timp liber, uh -huh. simte-te bine, făți poveștile alea de cea mai faină perioadă din viață e studenția. Făți poveștile alea în anul distrează-te, simte-te bine, bine, într-adevăr, în limita bunului simț, că nu vrem să avem niște întâmplări din astea cum îl vezi în filmul Project X prin că în complex studențesc din Timișoara. Dar simte-te bine, dar apoi gândește-te ce vrei să faci cu viața ta și dă-ți full focus pe chestia Cum zice, o chestiune un vers care pe mine m-a motivat foarte mult, zice Jordan Belfort, nu cred că e neapărat uh, indicat să citez un condamnat penal, dar Jordan Belfort nu este doar un condamnat penal, zice următoarea chestie. S-a reabilitat omul. Da, ca da, ca da, 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 da. Deci omul e reabilitat și a schimbat perspectiva de asupra de vieții. Și 25 de ani cred că e reabilitat. Deci uh, să, da. să oferim o șansă și Bun. genul ăsta de persoană. Și spunea Jordan Belfort, find your why. Uh -huh. Și când am auzit chestiunea asta... Dar am... Dar poți să zici Peter Sinek, nu? Că el nu e condamnat A, pe lucru, Da, bun de originală, e lui, lui Jordan Belfort. Și am văzut chestiunea asta, am luat un marker și mi-am scris o mare pe perete. Și de fiecare dată când am simțit că nu mai pot, nu mai vreau, vreau să mă las de drept, am uitat la cel fain de și m-am întrebat, mi de ce ești aici? Și mi-am dat din nou și din nou alt răspuns. Și de fiecare dată am găsit un răspuns nou pentru mine și am reușit să mă motivez în continuare să nu mă las de facultate și să fac altceva. Dar studentul la drept e plictisit. Îți dau un exemplu. Vi să-mi povestești despre... Acum o să supăr ceva profesor. Nu știu pe care o să-l supăr, dar pe unul dintre și îi voi supăra. Dar vi să-mi povestești despre nu știu ce să dau exemplu, societăți comerciale, da? Am nimerit direct unde nu trebuia, deci dacă trebuia să aleg o materie de care să mă leg, asta era ultima. Și mă pun la examen, să învăț pentru examen, să înveți, nu știu, ce face, care sunt atribuțiile unui asociat în societatea cu răspundere limitată cu asociat unii. Foarte interesant. Dar hai să fim serioși, this is not business. This is not commercial law. Commercial law is something else. După aia am ajuns la seminar și am văzut niște chestii interesante. De seminarele de drept comercial la Facultatea de Drept din Timișoara, nu voi spune cu care profesori sunt făcute, dar sunt extraordinare. Ieri am avut un astfel de seminar, am mai stat două ore în fața facultății cu niște colegi și contemplam la ce chestiune am ajuns să gândim în seminarul respectiv. Deci, pentru chestiunile astea, e extraordinar să pleci dintr-o sală și să ai vibe-ul ăsta dar, de again, nu pot să mă înveți, nu știu să mă întreb la examen ce sale obligațiuni nu, Hai că, hai că spun, îți spun eu altfel ca să aibă oamenii o perspectivă uh, mai ales pentru admiterea în uh, profesiile juridice trebuie să știi patru legi patru coduri da? Cinci. Uh, ok, hai să zicem cinci, dar în fine aia, în funcție de profesia pe care uh, ți-o alegi Efectiv, trebuie să știi ce e scris în codurile alea ca să treci. Hai să zicem, ca să e o notă foarte bună, probabil că trebuie să ai și o înțelegere ceva mai aprofundată asupra noțiunilor uh, descrise acolo. Dar eu zic, ca să treci, e suficient să citești codurile alea, să le știi cât de bine poți tu, uh, ceea ce e destul de trist, pentru că exact cum spuneai tu, codurile alea nu pot să aprofundeze uh, nu știu ce noțiuni uh, din astea. Uh, Interesante sau fascinante despre materia respectivă. Da? Sunt doar uh, o descriere, mai mult sau mai puțin, a uh, relațiilor noastre sociale. Dar, cel puțin, codul civil nu poți să zici că nu știu ce esență uh, a lucrurilor uh, extragi de acolo, cu, mai, cu atât mai puțin codurile de procedură. Da? Pe Bun. când, la facultate, ar trebui tocmai noțiunile alea să le poți uh, aprofunda. Dar ce se întâmplă e, atenția ta e distrasă de faptul că pentru examen asta se cere, să știi codurile. Știi? Ce ce vrei să zic aici? Așa e. <laughs> ce să zic? Așa e. Ce, ce e și mai trist e că intri după aceea în profesie și nu e ca și cum în viața de zi cu zi, din cadrul profesiei, te bazezi pe faptul că tu știi codurile alea pe din afară. Nu, că l-ai pe masă. Că l-ai pe masă, adică nu e cazul să faci asta. Tu trebuie să ai alte lucruri mai importante în prim Sigur plan că decât că să știi da. pe din afară codurile aici e discuție, vrei să fii profesionist sau vrei să fii practician asta e diferența asta e diferența dintre îți cer 700 de lei pe un litigiu sau îți cer 7000 de lei pe un litigiu asta e diferența dintre a ști codurile și a ști drept a ști codurile means nothing to me pentru că ți-am spus și ție m-am întâlnit cu avocați stagiari un avocați definitiv. eu student și asta nu e un fel de ai cine sunt eu sau așa care habar nu au drept. Știu codurile extraordinar, dar habar nu au drept. Ne-am băgat în niște discuții doctrinare, erau, hai mă, că nu avem nevoie de așa ceva. Eu înțeleg că poți să-ți faci profesie și așa, dar vrei să fii practician sau vrei să fii profesionist? Asta e întrebarea pe care tu trebuie să te o pui în momentul în care ai intrat la INM, ai intrat în barou, unde ai intrat tu? La notariat, în camera consilierilor juridici? Cred că consilierii juridici sunt organizați în camere, așa -i? Cred că da. Hmm. Oba, o să nu n-am sincer. sunt profesor de organizare. Vezi moment. dacă nu avem un Jamie. Da, ne trebuie e un Jamie. deja a doua oară când se întâmplă treaba asta. Da. Acum, <laughs> să, ne, să se bucure vizualizatorii tăi că facem chestia asta. Facem o donație din aia, subscribe cu fundraising, <laughs> vrem un Jamie. Exact. Zim de ce s-a întâmplat cu viața de student și cu facultatea în pandemie, cu toată povestea cu Dezastrosă. online online. Deci eu am zis de la început că e cel mai rău lucru care s-a întâmplat pentru uh, educație în general, ca să da. mai zic de învățământul din România, care oricum nu era pregătit pentru digitalizare. Dar în același timp am stat și m-am gândit, măi, chestia asta ar putea să fie foarte faină dacă ar fi făcută ca la carte. Adică vezi și tu cât de mult se pune accentul pe învățământul online uh, de alte tipuri decât uh, uh, învățământul instituționalizat. Adică efectiv pe internet poți să înveți o grămadă de lucruri. Azi orice. Poți să înveți orice. Uza. Știi? Și dacă facultățile ar lua în serios povestea asta și ar aplica tehnologia așa cum ar putea să fie aplicată cred că ar avea o șansă să se salveze într-un mod sau altul. Pentru că în momentul ăsta sunt efectiv la pământ. Pe lângă faptul că și au devalorizat complet, cum, cum spune și domn profesor uh, produsul, da, diploma. Uh, nu, nu țin pasul cu vremea. Deci eu am norocul să fiu înscris la facultatea de drept din Universitatea de Vest din Timișoara. Deci sunt niște chestiuni fericite. Dacă te duci 50 de kilometri mai spre granița din extrema vestică a României, o să te iei de cap. Aici lucrurile sunt fericite. Noi aveam platformă, care într-o oarecare măsură era folosită și înainte de pandemie, când o foloseam noi studenții, era a doua parte. Dar țin minte, în momentul în care am început, eu sunt critic profesorii că le căutam fișele de curs încărcate acolo și se făceau astea dinainte de, de pandemie. De eu zic că nu învățământul online e problema. Uh -huh. Problema adevărată în, în învățământul românesc este că e bazat pe pedagogie. Acum, eu sunt trainer și le explic multora dintre profesorii mei, dragilor, Dați un search pe Google și scrieți așa, andragogie. Și toți mă întreabă, ce ai un fel de pedagogie? Nu, e exact ce voi nu știți să faceți. Și îți explic și de ce se întâmplă treaba asta. Și Am azi. mai auzit asta de la, de la cineva, nu mai știu dacă tot de la tine, dar nu cred că tot de la tine. Uh, te rog, fă distinția, că e fascinant. Sunt două, două, tipuri foarte diferite și foarte asemănătoare în același timp de învățare. Pedagogia presupune că inputul în, în învățare îl are cel care cunoaște. Acum, eu nu știu direct definiția. O să vă explic sau o să-ți explic exact cum, cum mi se pare mie ușor să ne înțelegi. Ce înseamnă pedagogie? Îți vine profesorul în față și îți spune ce ar trebui să înveți. Ce face Andragogia? Îți vine profesorul în față și îți dă niște direcții. Dar tu trebuie să dai input -ul. Mie mi se pare ceva extraordinar. Acum o să știe, uite, colegii din Elsa cu care am mai făcut ședințe și traininguri, colegii mei de pe la Consiliul Elevilor. Eu am găsit chestia asta destul de rapid și mi se pare extraordinar. Adică eu să vin să-ți predau ceva și să reușesc să te fac pe tine să-mi dai input mm -hmm. este ceva extraordinar. Și acolo am conștientizat faptul că așa trebuie. Bine, eu visez într-o bună zi la o carieră didactică în domeniul universitar. Dar în momentul în care tu poți să faci chestia asta, se întâmplă o chestie extraordinară. Nu se mai plictisesc oamenii din fața ta. Iată, exact atât am vrut să spun și mă bucur că ai punctat-o înaintea mea. Da, pentru că îi ai um, angajați în dialog. Știi? Și îi ai um, în flow în limita, dar în, 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 granița aia dintre limita a ceea ce știu și ceea ce ar putea să, să, știe și în modul ăsta îi ții acolo, angrenați în discuție și vor să cunoască cât mai mult, știi? Decât să vii, să îi plictisești cu un discurs monoton și să pierzi mai mult de jumătate din sală cu, cu subiectul da. care ar putea să fie interesant. Da, da. Uite, acum mi-a venit în cap o chestiune, ieri am ațipit la un curs. Imposibil să, să fii non-stop atent la cursuri de la facultatea de drept. Mă trezesc la 7 dimineața, mai vreau să mai fac și un pic de sport. Ajung de obicei în cămin sau să termin ziua pe la 8 seara. De la 8 dimineața la 8 seara sunt 12 ore. De băgat, zi de zi când nu am cursuri, sunt în sala de lectură. Tu n-ai cum să fii niciodată, nu sunt la capacitatea optimă de funcționare. Tot timpul mm -hmm. sunt sub capacitatea optimă. Și tu dacă pe mine nu mă ții uh, angrenat în discuție, o să adorm. Ieri am țipit la un curs, deci n-am mai rezistat la un moment dat, pe la patru jumate, am fost gata. Nu mai pot. Deci nu mai pot, am ațipit, m-a trezit un coleg lângă, băi, hai sus că nu se face așa. Și era în fața mea o doamnă profesor, și aici o să fac și eu o distinție. Că vreau să le explic unor colegi o chestiune. Spui, doamnă profesor, când are titulatura universitară de profesor universitar, spui profesoară când te refer la doamna profesoară, doamna soară, cum se zicea mai de mult. Că eu nebunez, deci nu mai suport chestiunea asta, că toți, toate sunt doamna profesor. Nu, unele au titulatură universitară, la care are și domn profesor, acum avem noroc că e cu masculinul și nu ce să faci. Dar nu suport oamenii care nu respectă titulatura universitară. Mă, mi se plimbă așa un pitic pe creier. Omul ăla o lucrat profesor. O trecut prin punctul de uh, asistent, de lector, conferențiar, știi? Nu știu exact ordinea. Da. Dar era un pitic pe creier pe care voiam să le elimin din discuție. Bun. Și era o, o doamnă profesor în fața mea care îmi povestea niște chestii atât de plictisitoare de efectiv am adormit. Dar i-am mai avut discuții cu, cu dânsa și pe Facebook și văd ce postează capacitatea ei de capacitatea ei cognitivă, cred că ar trebui să spun, sau cunoștințele ei juridice, nu că sunt next level. mi rușine să-mi deschid gura în fața ei unor la, 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 la ce cunoștințe are. Dar s-a obișnuit în ideea asta de mă duc la catedră și le dau eu input -ul. Dar putea mult mai mult. Aici, aici e o oareșcare problemă, pentru că în primul rând, la Facultatea de Drept din Timișoara avem niște dascări extraordinari. 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 Dar, lăsând asta la o parte, în general, avem problema asta în, în comunitățile uh, academice, oameni care știu foarte mult, dar nu știu să comunice ceea ce știu. Și uh, în facultate asta e nevoie, nu doar de persoane extrem de bine uh, instruite, ci și persoane care să fie capabile să uh, comunice informația respectivă către studenți. Și e un training cu totul diferit uh, pentru a acapara informația pe care trebuie să o perpetuezi și modul în care, da, să dai mai departe uh, studenților informația respectivă. Și se pune prea puțin accent sau pe, aș spera că nu chiar deloc, dar oricum prea puțin accent pe modul în care uh, dascării comunică informația, știi? Uh, cred că se face un curs destul se de seamă de PPD. Da. E o porcărie. Da. Deci, Vezi, aici, aici e o mare problemă. De-acolo peste de tot. Degeaba știi dacă nu știi să transmiți oamenilor pe care îi ai în față. Și deci e trist cumva asta. <laughs> Într-o oarecare măsură, asta s-a întâmplat și în pandemie cu uh, mulți uh, ai comunității științifice. Ei ar fi vrut să lanseze diverse mesaje în comunitate. Nu știu cum. Dar n-au știu cum. Exact. Și. E rolul lor ar să fie. Nu trebuie să stau eu să-mi bat capul cu a descifra un studiu, da? pentru că tu nu ești capabil să-l explici în termeni simpli. Știi? E grav. Aici am, cumva merg, mi-aduc aminte, spunea ori Roger Fisher, ori or William Uri, spunea faptul că fondul este cel puțin la fel de relevant ca și, e, forma este cel puțin la fel de relevantă ca și fondul. Da. Și asta e problema noastră, că nu știm să comunicăm. De ce? Pentru că nu ne învață nimeni să facem asta. Le spun niște chestii, eu fac training-uri pe negocieri și public speaking. Le spun niște chestii de public speaking care afară sunt niște chestii basic, adică le înveți în școală. Vin cu ele în România și toți zic, wow, E wow să-ți spun că e normal să ai emoții când ții un discurs? Logic că e normal să ai emoții, toată lumea are emoții, că asta e maxima problemă la, la generația tânără. Emoții în da. timpul discursului și le explic tuturor, băi, și ce dacă ai emoții? E relevant. Poți să tremuri tot așa, dacă spui o, o chestie relevantă, nimănui nu-i pasă. Nimănui nu-i pasă că tu, nu știu, ți-ai băgat mâna prin păr sau ai tremurat. Dar profesorii nu sunt bine formați. Și asta e o chestiune pe care, pentru care eu m-am condamnat singur. Că mergeam și spuneam, băi, profesorul ăla e așa, sau profesorul ăsta nu explică cum trebuie, dar după aceea am întrebat, dar pe oamenii ăștia, cine o format? Oare chiar e vina lor? Păi sigur, sigur. Și nu e vina lor. Și îți explic de ce. Pentru că tu în momentul în care te înscrii la doctorat, devii doctorandul cuiva. Tu trebuie să ții, ești asistent universitar și ții niște cursuri. Nimeni nu-ți face nici cea mai mică pregătire de pedagogie. Atunci te întreb de ce ești plictisitor și nu-ți vine lumea la curs. Da, că habar nu ai să transmită un mesaj. Dacă n-ai un pic de. o să zic acum o chestie nu foarte academică, e o replică pe care o, o folosea uh, un profesor de -al meu de istorie. Dacă nu-l ai pe vinon degeaba te duci încolo. <laughs> Da, sigur. Trebuie să ai un pic de flair și de carismă și lucrurile astea se învață, știi? Că de fapt, asta e uh, la uh, discuției. Uh, nu au niciun fel de vină, știi? Uh, persoanele care vin și nu știu să etaleze ceea ce trebuie să ajungă la studenți. Trebuie doar conceput, sistemul modificat un pic, în așa fel încât să uh, existe instructajul ăsta. Și lucrurile ar putea fi dramatic îmbunătățite. Hai că a, acum te duc eu în altă dramă. Într-adevăr, ai profesori care nu, nu știu să facă forma. Dar ce faci cu ea care nu știu fondul? Bun, acolo e cu totul altă poveste. Deci, acolo e dramatic. Da, acolo e, da, ac acolo e o, o chestiune care nici n-are rost să intrăm că... Na, efectiv, n-are rost, e o, o altă problemă acolo. Deci, când văd profesori universitari cu o gramatică mai proastă decât a mea și se aude pe înregistrare, că nici gramatica mea și în vocabularul nu este extraordinar. Dar când văd profesor universitar cu așa ceva, deci eu sunt profund dezamăgit de chestiunile astea. Măi, acolo e din nou și o problemă a, a democratizării excesive a sistemului universitar, pentru că aici nu se pune problema la facultățile de top din țară. Vorbim mai ales în. Uh, e se pune și. Există cazuri. Mă, mie mi-ar plăcea să cred că nu. Adică mi-ar plăcea să cred că la drept în Timișoara toată lumea e top și să zicem că ceva, să... excepții care ar putea fi scuzate de uh, o noapte ceva mai exact, de context, dar oricum înțeleg ce bați cel puțin în uh, legătură cu facultățile da. mult prea multe care au apărut în ultima vreme. Facultățile și universitățile sunt cel mai frumos business. Păi sunt un business până la urmă. Nu, și este asta un business e o, extraordinar. Asta e și o problemă, și o... Uh, cum să spun? Mie mi-ar să cred că e și eu o chestiune cât, cât de cât pozitivă. Pentru că au un produs, vor să-l vândă, un produs bun pentru societate. Din păcate și-au cam bătut joc de el în ultima vreme. Asta e ideea. Produsul devine din ce în ce mai slab. Da, da. Și vezi asta vezi asta, uite, în domeniul nostru, vezi asta în instanță. Vezi asta când se ridică câte un tânăr acolo în instanță și nu știe să-ți spună niște concluzii pe fond. Vezi chestiunea asta când nu știe că trebuie să-ți depună preconvențională o dată cu întâmpinarea. Niște chestiuni absolut penibile. Deci niște chestiuni atât de simple care nici n-ar trebui să stăm să le discutăm. Și te întreb cum au ajuns la acolo. Noi, dacă piața nu-i cerne, ce să facem? Aia e problema. Și, uite, aici mergem într-o altă direcție. Despre ce fac după ce termin facultatea de drept. Că toți se întreabă, ok, și dacă nu o să fiu bun? Dacă nu ești bun? Asta este. Păi și dacă nu? nu. Prima întrebare, dacă nu îmi găsesc clientelă? Și le-am spus tuturor, dacă tu ești bun, dacă tu îți faci treaba cum trebuie, n nici cea mai mică problemă. Da, la, fel, la fel ca și chestiunea și acum vreau să mai dărâm un mit, că nu știu dacă ai observat ce mă folosesc de podcastul tău ca să dărâm niște mituri. <laughs> Mitul trebuie să dai 20.000 de euro ca să intri în profesia de avocat să fii stagiar cuiva. Este o porcărie. Deci pentru cei care ne urmăresc, poate la da. un moment dat era așa, dar în da, momentul de fericite, față de niște... nu mai este așa. Și e exact <laughs> problema e cu colegii mei, cred că este asta. Nu vă esteți... <laughs> N-aveți toate țigle pe casă? Cum să credeți așa ceva? Și am explicat faptul că la un moment dat se făcea așa. Și am intrat foarte mulți în profesie. Acum este fix invers. Te plătește mai bine doar din cauza faptului că are nevoie de un om pe care se poate baza. Eu, de exemplu, tu știi că am vorbesc cu un anumit profesor din facultate și colaborez cu el și toată lumea întreabă băi, câte zeci de mii de euro? De unde să dau zeci de mii de euro? Ca nu am de unde. De deci astea sunt niște povești din astea. Pe mine mă amuză poveștile astea. Îmi și încarcă ziua cu energie pozitivă, dar mă și amuză în același timp. Da, nu, nu mai trebuie vremurile, nici pe departe. Uh, în fine. Deci cum, 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 vezi tu lucrurile după facultate? Ce, Ce se fac? întâmpla? Ce vreau eu să fac după facultate de drept? Fuh. Să nu fiu șomer. <laughs> Asta ar fi prima. Rămâi în Timișoara? Răm Rămâi acasă? Rămâi pentru, în... pentru un moment rămân în Timișoara. Și rămân în Timișoara din cauza faptului că e mult mai dezvoltat orașul. Eu sunt din Arad deloc. Dar nici nu te gândești să mergi la București? În niciun caz. Uh -huh. Am primit o ofertă de la un moment dat de la cineva din București. Este un acord de confidențialitate semnat, nu o să pot să dau nume aici. Dar am primit o ofertă, m-am dus acolo, am făcut un stagiu de practică și mi-am dat seama că nu e de mine. Nu-ți fan corporate law. Chit că place comercialul la nebunie și îl înțeleg atâta de ușor, Deci mi se pare atât de ușor o materia de n rost, nu-ți fan. Mi se pare că profesia de avocat este despre a ajuta oameni. Eu așa o văd. Bun, ți-am și dat răspunsul. Îți place mai degrabă avocatura uh, de litigiu? Îți place clar, mai degrabă. Clar, da? Clar. Serios? Oh, uite, aici suntem în complet dezacord. Și o să spun și de ce, dacă mi se pare un subiect foarte interesant. Uh, o să mă contrazici. Dar, în fine, mi se pare că litigiul nu face altceva decât să aducă lucrurile la zero. Și mi se pare că rolul avocatului, exact ce povesteam înainte, e și acela de a construi și de a ajuta oamenii să meargă next step. Okay. Și de asta mi s-a părut întotdeauna că litigiul, în primul rând că faci orice poți ca să-l previi da? și să-l aplanezi, în niciun caz nu mergi în instanță dacă ai alternative. Și mi se pare mult mai interesant și mai productiv să lucrez la un contract decât la o acțiune sau la o întâmpinare. Știi? Asta era cumva perspectiva mea și de asta încerc să mă feresc și să-mi feresc clienții de instanță. Înțeleg că din punct de vedere profesional e extrem de challenging și uh, cum să zic, poate să-ți aducă foarte multă uh, plăcere munca de a lucra la o acțiune și de a formula un argument și de a-l susține așa mai departe. That's fine. Uh, dar prefer cealaltă parte. Uite, știi ce mă gândesc eu acum? Eu nu am dreptul să discuția asta. Eu nu știu cum e avocatura de litigiu și cum e aia de consultanță. Adică teoretic știu, dar practic abar n Corect. Și aici e o distinție care ai punctat-o foarte bine. Pentru că e una să te gândești doar la scenariile alea în care ești în fața judecătorului și pledezi și ai o uh, zi minunată și ai impresia că îți vei... Uh, 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 formula un discurs de o oră în fața unei persoane care să te și asculte și alta să stai trei ore pe o bancă ca să vorbești cinci minute în fața unei persoane complet dezinteresate și să faci asta zi de zi. Thank you. Deci, s-ar putea într-adevăr să-ți dea o altă perspectivă. Eu pur și simplu comparam scenariile ideale din ambele uh, variante, dar, uh, într-adevăr, dacă e să ne gândim și la cât de uh, mult îți consumă timpul și energia viața în instanțele din România, cu atât mai mult nici nu vreau să aud de povestea asta. Deci, mie mi se par la treaba asta și îți spun ce îmi sfătuiesc toți prietenii. Când ai student la drept și mai ajungi până anul 4, toți prietenii te sună. Foști, colegi, cunoștințe, X, Y, tanti veta de la 2, irrelevant cine, toată lumea te sună când are o problemă. Și zice că vreau să-l dau în judecată pe nu știu cine. La toți le spun exact aceeași da. chestie. Fă tot ce poți să nu ajungi în instanță. Iată orice este posibil și, într-adevăr, chit că mie mi se par litigile, nu vreau mersi, o să cer eu dacă. Într-adevăr, chit că mi se par mai interesante litigiile, cred că dacă avocatura de consultanță ar fi mai calitativă, instanțele n-ar mai avea 4 milioane de cauze pe rol sau sunt în România. 3 milioane de cauze? Oricum. Și, 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 și aici e o altă problemă. Faptul că la noi mediatorii sunt priviți ca niște omuleți. Dacă te duci în state, dacă te duci în Germania, în Austria, aici vorbesc de ce mai știu și eu, mediatorul este ceva extraordinar. Tu prima dată te duci să faci mediere, după aia te gândești la procedură de uh, divorț în fața notarului și nu știu ce. Dar medierea este sfântă. La noi medierea ai văzut așa foarte. Da. Și asta, oamenii sunt obișnuiți să meargă în instanță. Și sincer să fiu, nici costurile nu mi se par prohibitive. Adică, în, în afară, băi, te costă. Sigur, sigur. Costurile sunt mari și te gândești la alternative. Deci, la noi taxa de timbru e zero? Aproape de zero? În funcție, mă rog, dacă o luăm la valoare, poate vorbim, dar... Scenariile despre care vorbim noi, care aglomerează instanțele, nu sunt cu litigile de milioane de euro. Nu, deci, nu. Acolo e și, sigur. și știi care e faza și dacă, dacă timbrezi pe, pe obiectul cererii ok, o timbrezi, dar pe tine nu te deranjează că sunt băgate multe cereri de, de chemare în judecată, că nu alea ți aglomerează instanțele, că ele de atac îți, îți aglomerează foarte mult instanțele și dacă te uiți citeam chiar zilele astea pe, pe procedură civilă, e foarte ieftin să faci o revizuire o contestație în anulare, ceva. E, e mult prea ieftin, n-ai putut să fii competent să, să-ți vezi de treaba ta, plătește acum. Dar după aia vine o altă discuție în care se vor băga constituționaliștii tare noi. Păi ce mai facem cu accesul liber la justiție? Da, adevărat și asta. Facem din justiție un business? Dar Sim. de fapt, aici o să te duc în altă, în, într-o direcție pe care, uite, poate într-un final mă motivez să scriu pe chestia asta. Nu mai am un blog pe care scriu foarte rar, nu de alta, dar n-am timp, efectiv. <laughs> dar hai să fac o paranteză, că asta mi s-a părtat un cu blog. Că, na, eu mai fac temele din când în când, uh, pregătindu-mă pentru invitați și aseară voiam să văd ce a mai postat uh, invitatul meu pe Instagram pentru că știam că mințiții postează pe Instagram fel de fel de story-uri, nu zic zilnic, dar oricum suficient de des. Intru și nu doar că intru, mi-am scos toate aplicațiile de pe telefon că nu mai suportam să stau așa că trebuie să-mi instalez instagram special pentru tine. Nu mă simt important, dar acum chiar mă simt important. Excelent. Văd care story zic, ah, clar, măcar ascult ceva, poate avem subiect de podcast din asta. Vând mașină. mașina. <laughs> da. Așa că să revenim la blog. B -b -b deci vă zic... Cu, 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 cu storiurile mele e o altă poveste, dar după blog po povestiniți de treaba asta cu storiurile. Um, la blog voiam să scriu de foarte, de foarte mult timp o chestie pe blog, dar n-am avut timp. Și fii atent cum funcționează treaba asta. Vezi că noi am trăit cam 50 de ani, dacă nu mă înșel, 55 de ani în socialism. Și... E ok? Da. Pe vremea socialismului, tu te obișnuiai ca statul să-ți dea tot mură în gură. Bun. După aia, în, prin 91-92, au venit un nene pe care îl chema Petre Roman și voia să vândă fabrica Steagul Roșu Brașov la Man, care mai lucrase cu Man. Că știi că Roman, Vine de la România și MAN. Din când s-au reinventat uh, camioanele romane, ale vechi, da, da, basculante. Da, da. Alea erau, de fapt, făcute cu licență de la MAN din Germania. La fel cum uh, ai auzit de uh, avionul One 11. Rombac 111, sunt cunoscut? Exact aceeași chestie. Bine, Rombac 11, a fost cam cea mai proastă investiție a România Republicii Socialiste de România. Na, și. Vorbeam că după ce am, am trecut în, 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 prin 91-92, începând cu Petre Roman, cu alții asemenea, am început să privatizăm. Și am început să privatizăm masiv. Și am început să privatizăm aproape tot. Au mai fost niște puncte de cotitură care au, au fost marcate de următoarea replică. Nu ne vindem țara. Chestie pe care eu nu o mai suport cu nu ne vindem țara. Vezi, alegerea acum doi ani în municipiul Timișoara. 70 de oameni postând pe Facebook nu votați primarul actual pentru că vin de Timișoara, nemților și... niște porcării. Deci chiar sunt niște porcării. Dar până unde privatizezi? Privatizezi, într-adevăr. Privatizezi învățământul, că ești la after school în România de cine sunt nebunești. Privatizezi uh, I don't know, uh, medicina. Medlife, genesis, chestii, nu știu ce. Dar ce faci cu justiția? Ok, tribunale arbitrare care nici alea nu sunt private, teoretic, dar și ce faci cu justiția? I don't know. Deci asta e o întrebare. Ce faci cu ce nu se poate privatiza? Că ăsta e trendul, să privatizăm tot. Și statul să stea în pasivitate și să colecteze tot ce poate, prin taxe, impozite, accize și orice altceva. Dar tu ce faci cu chestia pe care nu o poți privatiza? Eu înțeleg că statul încearcă să-și pună prerogativele lui de putere publică, să le ducă către toată lumea, să scape de toate chestiunile astea și nu numai să stea el și să vorbească cu ăștia și să uh, colecteze. Dar ce faci cu chestiile de care nu poți scăpa? Da. Nu, știu prea puțin despre subiect. Uh, ce pot să spun este că ajungem într-un punct în care capitalismul începe să își arate adevărata față. Da, față și părțile negative, unde avem nevoie de intervenția statului pentru lucrurile astea pe care toți le considerăm importante sau am ajuns într-un punct în societate în care putem, de comun acord, să considerăm niște lucruri importante, cum e justiția, cum sunt nu știu, transporturile, cum e sănătatea, Sí. Înțeleg că anumite fragmente din sănătate au fost privatizate, da? că anumite fragmente poate din justiție ar putea să fie privatizate, dar trebuie cu foarte mare atenție să o facem ca să nu stricăm uh, aura, da, controlul pe care cât de cât îl avem acum asupra sistemului. Adică nu pot spun că sistemul de sănătate din România funcționează bine, dar funcționează cât de cât. E important să ținem minte în momente din astea că țara noastră, așa proastă cum e, e și e mult mai bună decât altora. Știi? Deci de, de, să nu dăm nici uh, vrabia pe... Cu sistemul de sănătate sunt niște discuții. Ok, spitale jigoase și cum mai vrei să le numești. Dar de bine de rău, dacă ție ți se rupe mâna, tu ai unde este te păi, Exact despre asta povestesc. Adică, de bine de rău, dar, așa mai departe. E, eu am fost, cum să zic așa, nu știu dacă neapărat a trebuie să folosesc expresia binecuvântată, dar o să folosesc. N-am avut treabă prin spitale. Dar în momentul în care am avut și treburile pe care am avut au fost din tâmpenia mea, că m-am mai rupt niște oase cu motocicleta. Dar în momentul în care am avut, am primit niște servicii de calitate. Așa că spitalul Zițean din Arad, forță. Top! <laughs> da, 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 da. Uite... Mai lucrurile merg și asta vreau din nou să subliniem, că Așa rău cum merg, să ne uităm la vecini și la alte țări din lume, că putem în ziua de azi, să ne dăm seama că... Hai, să, hai să nu... Da, bun, de acord, dar asta pornește din mentalitatea românească. Și te explicit și de ce? Că românul moare de grija caprei vecinului. Deci asta e problema noastră maximală. Vai cât de rău o ducem noi. Uite, eu de exemplu îți dau unde pot vorbi. Eu fac o lucrare de licență pe răspunderea penală a funcționarului public. La mine ce înseamnă corupție este iubire. Deci pentru mine corupție este cea mai frumoasă chestie din tot dreptul, mă nebunește, tot ce înseamnă administrație publică și corupție din ăștia, gata, citesc în continuu. Deci nu mă mai plictisesc de treaba asta. Și mai vorbesc cu unul altul prin fața facultății, ba, pe Instagram, stânga, dreapta, sus, jos. Și îmi zic toți, băi, România e cea mai coruptă țară. Ce face? Potoliți-vă, mă. La noi nu e la rang de artă. La noi încă se vede. Deci, la noi se vede. Deci, noi suntem niște pistoale cu apă. Noi da habar se... nu avem să facem corupție. Vrei da. să vezi corupție adevărată? Ea încearcă că vorbeam despre. Poți să dau cu nume de politicieni? Am eu treabă. Ok, bun. Vorbeam despre platforma... Nu sponsor, nu avem... Oh, nu -are, are cine să ne... Păi lasă că se poate te, te, te fac noi. pe tine sponsor, dacă n-ai tu sponsor. <laughs> <laughs> Na. uh, vorbeam despre platformele aia de colectare a deșeului făcute de Robert Negoiță prin București. În sectorul 3 sau 4, nu mai știu unde e Negoiță, prin 3, cred. Și făcea asta niște mizerii cu gunoiul. Și lor filmați și băieții de la Recorder și toată lumea că ce face Negoiță cu gunoiul. Și că e corupție. Vreți corupție cu gunoiul? Ia mi răspund la Milano. Ia mai răspundă Napoli, pe la Palermo. Deci în Italia sunt uh, nebunie. În Italia încă se practică taxe din astea de liniște. Deci, noi suntem niște copilași. Dacă vorbești, tot de răspundere penală pe funcționar public, să nu uităm de tortură. Care în România nu se mai găsește așa ceva. Nu mai fost un caz instrumentat de tortură de vreo 20 de ani, la modul serios. Dar vine lumea și îți spune că ce abuzuri fac polițiștii. Serios? Ia hai mergeți un pic până în Turcia. Sau mai vin ăștia care îmi spun că feminiști ăștia extremiști. Asta e o discuție, știi, de știi cât e de, cât e de fină linia la discuția asta, de, 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 de n-are rost. Deci eu în, în sinea mea sunt destul de feminin, feminin așa, feminist, am crescut doar cu mama, știi? Și mi-au fost inspirate anumite chestiuni de respect față de sex opus. Dar îmi place să, să vorbesc niște chestii care ar trebui vorbite. Și sunt care vin și îmi bat apa în piu în continuu cu egalitatea dintre sexe și nu știu ce și îmi dau exemple cum e afară, stânga, dreapta. Na, pentru ăștia, recomand să caute pe YouTube uh, un TED Talk cu doamna Tănăsescu sau să caute codul civil al Elveției care îți spune indirect că femeia e subordonată bărbatului. Iată. Deci eu am rămas <laughs> efectiv când am ajuns la treaba aia. Acum chiar mai ai făcut curios pune codul civil al Elveției, Jamie. Jamie. Să-l da. vedem, Jamie. <laughs> da. Cat am, am văzut și o chestiune asta, făcea doamna Tănăsescu un TED și am văzut treaba asta că e copiat codul Elveției după codul Turciei și am rămas absolut șocat. Șocat. Deci, mm, nu, e român. România, nu e România așa de rea cum crede lumea. Dar că mentalitatea noastră ne face să credem că noi tot timpul o ducem mai rău. Eu am fost plecat un an în Germania, sură-mea e de vreo șapte-opt ani în Austria. Eu am fost pe acolo, știu cum e. Ce, credeți că scrie cu coloaci în coadă acolo? În niciun caz. Ești la tine acasă. Cu asta citez o mare trupă de muzică pe care, despre care eu mai scriu și mai vorbesc, care ar trebui mai mult să ne gândim la faptul că suntem români în România. Îți arată de bine, de rău, dacă tu nu ai identitate. Mi se pare că naționalitatea, dacă te uiți pe buletin, naționalitatea face parte din identitatea ta. Și atunci, dacă non-stop o renegi, tu ca persoană mai ai identitate. Tu cine ești? Cine ești? Că nu știu cine ești. Asta poate e un segue bun să vorbim un pic despre Ucraina. Un okay. alt subiect care e pur și simplu un subiect de discuție. Dar nu vreau să înțeleg lumea altceva că îl analizăm acum din nu știu ce perspective. Dar când vorbim de naționalitate și de cine ești, sunt curios dacă perspectiva asta o au ucrainienii acum. Știi? Dacă luptă într-adevăr pentru țara lor. Știi? Adică, nu, nici măcar nu e o semn de întrebare. Adică e clar că asta se întâmplă. Dar asta e cumva ideea ta dusă la extrem. Știi? Dusă într-un punct în care cineva vrea efectiv să-ți ia identitatea asta și țara să spun că tu nu ești ucrainean, tu ești altceva. Știi? Da, bun, eu nu pot să vorbesc foarte mult despre Ucraina pentru că nici n-am studiat mult războiul, nu... Mi-e -mi -mi frică să mă leg de subiectul ăsta. Deci îți spun sincer, este atât de, de, de fin. Uite, corona o să și nu mai am prima Dar în general, uite și de război, nici pe Instagram așa, n au vorbit despre el pentru că mi-e frică. Deci efectiv, știi, înțeleg libertatea de... Hai să spus. vorbim despre asta atunci. Despre că de vorbit de război. Hai să vorbim despre asta, da, pentru că de fapt cumva aici am vrut să ajung. Okay. sublinez Subliniez din nou, nu vreau să uh, analizăm acum războiul din nu știu ce perspective geopolitice, uh -huh. istorice, drept drept, drept internațional, mai știu eu ce. Nu există. Nu drept vreau internațional. doar. Vreau do nu, nu, deci nu, trebuie să să se consemneze că i-am spus chestia asta domnului profesor acum o lună. Cum? Bine, <laughs> înainte și... să pun eu întrebarea la în clip. Da, da. Deci trebuie să-l aduc cu... aici pe domnul profesor Valentin Opa. Constantin, chiar aș fi onorat dacă, uh, după ce voi și formula invitația, dacă ar da curs, pentru că trebuie să ne explice cum e uh, toată povestea asta. E o facultate, nu știu dacă știi, eu dreptul internațional am fost... La am CNC, fost parcă. Da, și de asta sunt cumva ascindat în, în legătură cu subiectul ăsta, că, că nu, nu vine să cred, știi? De hai zic. să luăm așa. Ca să-ți fac o paralelă, mult mai simplă Mulți o dau cu tot felul de tratate Și cu tot felul de acorduri, acum și da Dar cum au semnat ei, trebuie să avem în vedere Cu ce s-au înțeles Așa și? Nu pare Deci cu tancurile în Chiev, man Exact, nimănui nu-i pasă Uite, există o chestiune foarte simplă Cred că Teodor Meleșcanu spunea la un dat Eu foarte pasionat de diplomație Și există o regulă foarte simplă Nu poți ține calașul și pixul în același timp în mână Nu Nai cum? Când diplomația nu mai dă roade, dă roade pușca. Din păcate, cu pixul rezolvi chestiile mult mai pașnic. Mie mi se pare că, uite, ca să ajungem și despre treaba cu Ucraina, mie mi se pare că uh, războiul din uh, Ruso-Ucrainean putea, putea fi evitat. Și îți explic și de ce. Mi se pare o tâmpenie. Uh, clar, nu are rost să discutăm despre capacitățile mai mulți sau mai puțin uh, cognitive și la limitele normalității ale unui conducător de țară a cărui nume nu-l voi da. Și acolo nu are rost să ne băgăm în subiectul ăla că nu mă cunosc personal cu dânsul <laughs> și... Na. Dar uh, eu zic că orice conflict cu niște negociatori buni poate fi, poate fi evitat. Și nu mă refer numai la conflicte militare. Uite, a, o avocatură de a? consultanță mai de calitate -ajunge la, nu te duce la litigiu. Exact aceeași chestie. O diplomație mai bună nu te duce la război. Da. Știi ce se întâmplă cu dreptul internațional? Uh, în dreptul intern avem forța coercitivă a statului, okay. care, uh, din orice punct ai porni, dacă nu respecti legea, ajungi la închisoare. Uh -huh. În unele state, chiar mai rău. Uh, în dreptul internațional, oricât de mult ne-ar putea să credem că avem organizații și foruri Superioare care să condamne și să uh, pună în executare niște decizii luate, niște măsuri, deciziile alea pot să fie ignorate și cumva tot va trebui să ajungi la uh, un conflict de genul ăsta. Ok. Radu, știi basket, nu? Am făcut basket când okay. Știi uh, All Star Team-ul cu. Absolut. Da. Jordan, uh -huh. every, Everybody else. Din punctul meu de vedere, și Uniunea Europeană și orice organizație internațională e adică ca o echipă de basket. Uh -huh. Eu așa, așa fac paralela și îți explic și de ce. Um, și o să mă duc acum în echipa de Chicago Bulls de prin 91-92 înainte să plece Jordan în, în baseball. Toți jucăm împreună. De dea și Scottie Pippen, te de dea și Dennis Rodman, de dea toată lumea. Dar în momentul în care situația era gravă, îl trimiteai pe Jordan. Exact la fel se întâmplă și în politică internațională. Tot jucăm împreună, mm -hmm. dar în momentul în care lucrurile se împut puțin, merge la matchmaker. Și în momentul de față, chid că nu suport și mă, mă suc să spun chestia asta, Românica este un mic punct între America și Rusia. Hmm. Uh, ăla mai șmecher fiind America, da? ca să punem punctul pe ei nu știu ce să zic la asta ok, dar cine? China? din punctul meu de vedere China este mult peste America acum? deja? da, da? Deci okay. eu, nici nu sunt un specialist în politică internațională dar mie mi se pare că America se cam duce oh, America se duce în nu în da, acum se duce rău <laughs> da le okay. rău. Și nu mă așteptam la chestiunea asta, pentru că dacă stai să citești, uite, uh, dacă citești Promised Land al Obama, eu acolo mi-am dat seama de cât timp e Biden în administrația publică a Statelor Unite. Din totdeauna. Deci omul are mai mulți ani de administrație decât are mama de viață. Da. <laughs> deci la nivelul ăla. Și credeam că va fi o, un alt fel de politică dusă, dar aparent... Uh, Staful lui nu mi se pare că face deciziile pe care ar trebui să le facă. Bun, pe asta aici iarăși ai punea foarte bine. Ca să punem punctul pe ei, el nu duce niciun fel de politică. Și asta nu e opinia mea, a noastră sau a nimănui. E clar. Adică, cu tot respectul, nu mai e capabil să ducă absolut Sigur nimic la vârsta da. respectivă și poporul american Trebuia să conștientizeze lucrul ăsta înainte să-l aleagă. Și nu zic că alternativa era mai bună. Și apropo, chiar mă gândeam acum, uh, americanii au ajuns într-un punct care pe mine mă sperie un pic și ei uh, urmează să aibă alegerile uh, midterms. Mie ca balanța să nu se închine atât de dramatic în cealaltă direcție uh -huh. încât să se strice ceva în sistemul lor. Pentru că până acum au fost cât de cât cap la cap. Da? Cel puțin în aparență, lucrurile erau echilibrate. Yeah. Acum. Uh, opinia publică e atât de dramatic înclinată spre republicani, încât mie să nu se debalanseze sistemul agresiv în cealaltă direcție. Știi? Uh, ceea ce nu e momentul acum. Pentru că lumea zice, a, Trump, o să vină, o să rezolve. Mie nu mi se pare că Trump e o soluție acum. Nici mie nu trez. mi se pare că Trump e persoana, oricât de mult, să zicem, Că a avut o politică rezonabilă cât a fost el președinte și lucrurile măcar au mers pe o direcție uh, nu că în sus, dar cel puțin au planat. Dar acum să revină Trump, cred că și mai mult ar scinda societatea din, e din state, ceea ce are repercusiuni clare și evidente asupra întregului vest. Uite, mie. mi-a cam plăcut de Trump ca președinte. Știu că s-ar putea să iau niște hate pentru treaba asta, dar la mi asum. Dar mie mi cam plăcut de el. Și zic și de ce. Am încheiat cele mai multe războaie. Și pe mine asta mă încântă cel mai mult. Din punctul meu de vedere, cea mai relevantă chestie e pacea mondială. Dar în momentul de față, atitudinea lui Trump, pentru că, uite, la Biden vorbim de staf. La Trump nu mai vorbim de staf. La Trump e Trump. Dacă îi pui pe Trump și pe Putin în aceeași cameră, Isus e Hristoase. Și problema e că România e fix între ei. Și va fi dramatică situația. Deci eu nu cred că asta este o... La fel ca și discuția asta, hai să-l dăm jos pe Iohannis, să-l punem pe, pe Simion. ei dacă vreți să-l dați jos, pentru ce l-ați mai pus? Pe n-am fost la vot. E dreptul vostru, îmi pare nu, nu vi l-ați exercitat, trăiți cu consecințele. Băi, apropo de el, și asta e o paranteză foarte scurtă pe care putem să o închidem. Pe mine un lucru mă fascinează și mă oriplează în același timp de, de cine ai spus, de Simion. Voi deschizi Facebook-ul și omul ăla când intră pe live are zeci de mii de oameni pe live. Da. Deci asta e o chestiune care ar trebui să dea de gândit multor persoane. Mi se pare extrem de grav. Deci lăsând la o parte mesajul, uh, amploarea riciului pe care îl are okay. e, e, e băgat în seamă în momentul ăsta. E atât îți spun. Am avut în septembrie, uh, am întrebat o colegă de oare de unde pot să-mi iau eu mască din aia cum are și Simion. Și îi spune, păi stai că îi scriu. <laughs> Asta o să fie introducerea. <laughs> și spune, cum adică îi scrii? Păi nu știi că poți să-i scrii și îți răspunde. Și am văzut că ea mai vorbea chestiuni cu el și el răspunde la toată lumea. Dar problema aici, uite, hai că intrăm în politică românească, lasă pe americani. Aici e ce mai fain. <laughs> Eu habar n-am politică românească și mă bucur că te am aici, că știu că tu ești da, obsessed. It's, it's, it's dement acolo. Bine, na, un alt vis este să ajungem acolo, pe la Cotroceni. Dar vai, dar vai. Da, uite, acum te ralsezi. Da, da, da. Hei, votați-mă. Da. Uh, nu, nu, știu exact ce și cum trebuie să facem niște... Mie mi se pare că se arde tapele, în primul rând, în politica mm -hmm. românească. Vezi, oameni care vor să ajungă în Parlament și asta este, și po povesteam, în timpul unui examen, în timpul unui examen, cu același domn profesor, care sper cu, cu multă tărie că va, va vedea acest podcast, cu același domn profesor de deam examen respectiv și mă întreba ce vreau să, să fac după facultatea de drept, examen la drept comercial, prima comisie. Și îi spun, domn profesor, aș vrea să încerc să devin avocat și apoi să intru în politică. Eu sunt foarte pasionat de administrație și mi se pare că pot să îmbunătățesc administrația mai mult din politică decât din avocatură. Dar cumva, eu am, ideea mea e să. În fac, mod evident. Da. Ideea mea e să, să practic câțiva ani de, de avocatură pe administrativ ca să înțeleg mai bine administrația. Uh -huh. Și după ce am înțeles-o cât de cât bine spre foarte bine, atunci o să discutăm despre niște chestiuni potențiale candidaturi și alte asemenea. Hai, Da. La logic și așa o gândesc eu. El. Eu sper că v-am reușit. Acum lucrez de, de trei ani. <laughs> da. Și vorbeam despre, despre Simion. Mie mi se pare că în momentul de față Simion este cel mai puternic politician de la Băsescu 2004 încoace. Este omul uh care a dat cea mai mare putere dintr-o dată unor oameni de la Băsescu în coace. USR-ul și acum o să-i supăr pe colegii de la USR nu a avut nici 20% din ce are Simion. Și îți explic și de ce. USR-ul s-a folosit de o singură frustrare. Ai votat USR pentru că știai pui MSD ca să nu apară pe podcast ce deci USR-ul nu a avut propria campanie USR-ul a avut anticampanie de PSD, în schimb Clar. Simeon Clar. Are, are mai multe chestii unul la mână are anticampania fa față de toți, dar are discursul naționalist, care lipsea cu desăvârșire în Parlamentul României de ce? Pentru că Corneliu Vadim Tudor care de altfel îl citez și în introducerea lucrării mele de licență, ca să facem o, o paranteză despre cât de mult l-am citit pe Vadim Uh, Vadim era vocea asta puțin uh -huh. extremistă, naționalistă lipsea vocea asta ai nevoie de o voce de genul ăsta acum chestiunea e că românii în momentul de față au atât de multe frustrări și atât de multe neajunsuri încât are foarte mare succes dacă Vadim trăia acum era extraordinar și din punctul meu de vedere lui talking noi ne situăm în același punct în care ne-am situat în 2000 când candida Vadim împotriva lui Iliescu Exact același punct. Și e cam trist că suntem 22 de ani mai târziu. Mm -hmm. Asta e trist, asta e foarte trist. Dar nu zic că sunt fan aur. Nu prea sunt fan niciun partid. Adică, pentru mine există un partid mamă. Re re fapt. Revenim la aur imediat, dacă va fi cazul. Eu sunt curios să te întreb de o persoană acolo e nume. Chiar m-am ferit de câteva ori să o pronunț în podcast o să te -o spun imediat, dar spun mai întâi de ce. Uh, am ales mai întâi să, să, să ascult ceea ce spune și am rămas în punctul în care rezonam cu anumite idei, nu-mi plăceau altele, dar un lucru era clar, are un discurs care tinde spre o persoană care dacă ajunge într-o funcție publică, uh, în altă publică, are uh, șanse să devină un dictator fără doar și poate. Vorbind de domn' profesor Cristian Clipa. <laughs> 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 și asta ar putea fi introduce. Um, vorbim de Călin Georgescu stai că nu știu despre cine vorbesc nu știu despre cine nu, vorbesc, nu. doamne ce mă bucur pentru că um, nu știu dacă mai e cazul, dar a avut o platformă extrem de mare um, era susținut de aur era cumva candidatul pe care el propunea propuneau pentru funcția de uh, prim-ministru dar el nu recunoștea în termeni clari faptul că ei îl susțin. Mm -hmm. okay. uh, asta e un tip uh, instruit prin afară, uh, a fost membru al uh, Clubului de la Roma, a fost ceva, oh. uh, pf, deci nu că top. top, top, top. Ceva pe la ONU mi se pare că a fost uh, iarăși cu o funcție foarte uh, puternică pe partea de sustenabilitate. Și și-a propus el acum să vină în țară și să uh, restârnească, să reaprindă scânteia naționalistă din om și să re-conecteze uh, țăranul de glie și așa mai departe. Uh, și a venit cu tot felul de idei din astea, unele la limita conspirațiilor și la limita ocultei mondiale, și de asta mă sperie cumva și mă intrigă în același timp. Îmi pare rău că nu știu despre ce vorbesc, că era o discuție interesantă, poate o să, o să studiezi. Stai uh... o secundă. Jamie? <laughs> nu, că are o grămadă de interviuri omul care povestește vrute și nevrute și uh, la cât de multe vizualizări avea și la cât de uh, înflăcărați păreau oamenii care îl ascultă, repet, mi se părea exact omul potrivit pentru a ajunge unde cei de la aur vor să ajungă și în același timp nepotrivit prin simplu fapt că exact persoana, da, exact persoana care are șansele să devină dictator în momentul în care e pusă în funcția respectivă. Și asta e nasol în momente de cotitură cum e cea în care ne aflăm, în momente de criză în care uh, oamenii încep să-și pună bazele în lideri carismatici care aparent ne vor binele, dar mai apoi odată și acolo și schimbă cumva poziția și uh, Uh, intențiile. Nu am ce să completez, ne? ai tot are dreptate. Îmi pare rău că nu le știu pe dânsul ăsta. Deși mai sunt mulți ca el. Ai auzit de noua dreaptă. Mm. Ai nu? auzit, da. poate e mult spus. Da. E un Fine. trend în Europa. Pe mine m-a ajutat să înțeleg un profesor de la Facultatea de Științe Politice din cadrul VT. Dar e un trend din ăsta de, de dreaptă extremistă prin Europa întâlnit ce pe lângă Zelenski, acum 6-7 ani, uh -huh. întâlnit prin Slovacia, Cehia și Slovacia, că eu încă sunt obișnuit să le zic împreună, um, în fine, întâlnit la frații de pe Balaton, cum le zic eu. Um, deci, e un, un trend din ăsta de dreapta, așa, și -a la noi un partid noua dreapta. nu a dreapta. Nu-ți dau mai multe detalii, doar intră pe NLC caută. Uh -huh. Și ai zice că sunt niște demenți. Dacă te uiți, 75% din partidul lor juriști. Uh. Da, vezi, interesant. Am impresia că genul ăsta de inițiative uh, s-au născut pentru a contrabalansa exact extrema din stânga care vine cu toată corectitudinea politică și cu toate, uh, da? Derapajele, derapajele astea. Și ambele sunt grave. Asta e de subliniat. Și cumva, nu știu dacă am povestit în podcast sau înainte să intrăm uh, uh, în podcast, faptul că avem nevoie de ambele voci, dar. Uh, mi-ar să cred că nu de extrema vocilor respective. Știi? Clar. De asta ziceam în state că în momentul în care se vor finaliza alegerile care tocmai urmează, mi-e frică să nu derapăm prea mult în cealaltă parte. Pentru că avem nevoie de ambele încă. Clar. Știi? Și oricare... Fără competiție în uh, evoluție. Sigur. Dar competi competiția politică din România nu prea mai există. Și anume? Nu mai ai identitate a partidelor politice. Deci, coaliția de guvernare pe mine da, mă da. spăimântă. Deci, eu din start când am văzut-o, PSD-ul nu mai are o conducere cum trebuie. Deci, asta e din start. PSD-ul nu mai are identitate și cu asta am spus tot. Și îmi pare rău. Da, mulți se vor bucura, dar revenim. Mulți se vor bucura că PSD-ul e în poziția în care... Ai e... fi surprins. Dar, Dacă uh... te uiți în sondaje, ai fi surprins. Da. Deci, PSD-ul este la un nivel astronomic și mereu va fi. <laughs> Interesant. Uite, poate elucidez un, un mister. De ce nu știe PSD-ul să-și facă campanie? Pentru că PSD-ul nu face campanie. Pentru PSD fac alții campanie. Este foarte simplu. PSD-ul, uh, încă 10 ani de acum înainte, vor avea o masă foarte, 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 foarte mare de uh, alegători. Și masa nu... va muri? <laughs> Pentru că la asta te referiai, intuiesc. Da, Îmi cer scuze dacă da, am fost prea bun, direct, dar... Nu, 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 dar e, e, cumva în direcția respectivă în discuția are masa asta și -ți, prima dată vreau să-ți explic de ce o are. Pentru că pesediștii nu sunt pesediști. Pesediștii în popularul românesc se numește pedeseriști sau feseniști. Și toți oamenii, nu toți, că nu pot să zic eu de toți oamenii din România, de peste o anumită vârstă, n-am de unde să-i cunosc pe toți. O mare parte din oamenii de peste, să zic, 55 ani. Cum 5, 5, 60... juristul din l-ați observat, da? Da. <laughs> da. Uh, o mare parte din, din, oamenii din România de peste 5, 5 60 de ani se raportează la PSD ca fiind partidul Iliescu și fiind omul care ne-a ne scăpat de salamul de soia. Încă se gândește așa, ceea ce e foarte trist. Dar când vor muri aceia, vor apărea oameni noi în PSD. Și îți spun, și asta um, probabil va fi cumva o premieră, n-am mai, mai vorbit despre PSD într-un mod uh, deschis, așa. Um, tineretul social-democrat este cel puțin calitativ. Ceea ce mă șochează. Și mă bucur în același timp. Eu, eu, eu sunt socialist, doctrinar vorbind, sunt socialist. Da, la mine dacă aș vrea să mă bag în politică am două variante și în aur nu mă bag <laughs> okay. Na, ca să înțelegi unde mă încadrez în politică dar tineretul, eu vorbesc foarte mult cu politicieni tineri, bătrâni de vârsta a doua, de vârsta a treia, de vârsta a patra dar tineretul socialismă atrage cel mai mult prin discuțiile pe care le port cu ei mi foarte se par, de bine, mi se, mi mă bucură ideea asta cel puțin din perspectiva balanții care trebuie și, să fie și, echilibrate. Și știi de ce îmi place foarte mult? Pentru că își văd de treaba lor. Mm -hmm. Ei nu spun cât de nașpa să ia de la USR sau cât de nașpa să ia de la PNL. Îmi spun, hai să vezi ce vrem noi să facem. Și asta mi se pare extraordinar. Da, păi, ha, uite, ca să uh, dau un exemplu care aparent nu are nicio legătură cu uh, lumea politică. Poate știi ști pe Gary V. Uh, Gary Vaynerchuk. El zice că există două moduri de a construi cea mai înaltă clădire. Exact. Să construiești efectiv sau cea mai sau înaltă durăm. clădire sau să o pe al celul. Cel exact. Știi? N-are niciun fel de interes să dărâme cealaltă clădire. Mă rog, și tot el zice, dar în momentul în care o să o construiesc pe cea mai înaltă, o să-ți dau de veste. <laughs> da, și a, asta e realitatea. Ceilalți, și bun, n-au o ideologie, asta e mai ales problema partidului din România, cum a sublineat și domnul profesor clipa, dar uh, mesajul celorlalți este quasi inexistent și limitat la a arăta cu degetul cealaltă parte. Ceea ce e foarte trist. La noi e o chestie din asta, hai să dăm vina pe partide. Nu numai partidele îți devină, știi? Dacă putem să intrăm într-o discuție de drept administrativ, numai că la vreo trei străzi distanță există un domn care îmi va da cu ceva în cap dacă intrăm într-o discuție de drept administrativ. Îl cheamă Cristian Clipa, știi? Deci... Cred că sughite la cât l-am da, 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 da. invocat. Bun, este o autoritate în drept administrativ, nu putem să negăm chestiunea asta, de-aia mă raportez la la dânsul când vine vorba de drept administrativ. Adică eu dacă am o chestiune de administrație, pun mâna pe telefon, vă rog. Dar lăsăm partidele, lăsăm faptul că administrația e... Radu, ce se mai întâmplă cu no letter? Noi încă avem oameni care împing cărucioare. <laughs> de, de, deci, working on it deci, tot ce înseamnă administrație și sistemul public și instituțiile statului îți vine să nebunești lucram în anul 1 la o societate aici în Timișoara, trebuia să, cu, să fac niște bilanțuri lunare la direcția fiscală păi, îmi venea să nebunesc îmi venea să nebunesc ca să o ștampilă și o semnătură Du-te, stai ia număr de ordine. După asta stai la coadă, pun stai la coadă la lift, ajungi la etajul 3. Când ajungi la etajul 3, camera te 303, și mai stai și acolo la o coadă, intri înăuntru și te primești trei doamne extraordinar de drăguțe și fericite să-ți vadă fața. De deci, astea sunt niște probleme pe care le avem. Dar noi avem o altă problemă pe care lumea nu o anticipează. Noi deci nu avem viitor. Și îți explic de ce nu avem viitor. Copiii de vârsta mea nu sunt pasionați de viața publică. Am colegi care îmi spun că putem trăi uh, liniștiți dacă administrația e schaize, ca să zic în germană. Am colegi care nu știu administrație, nu sunt curioși, nu deschid televizorul, îi se pare că nu are nicio relevanță să știrile. Și asta e o problemă extraordinar de mare. Hmm. Este pentru că. Uh într-un fel sau altul, locurile alea care vor fi vacante, vor fi umplute de cineva, cumva, cu anumite abilități și competențe. Bună dimineața! Știi? Și asta e problema. Deci, asta e o problemă mare. E o problemă foarte mare și problema și mai mare e faptul că eu vorbesc de studenți la drept care nu sunt interesați. Cine naiba să-mi fie interesat de administrație publică și de politică, dacă nu e de la drept și de la științe politice? Să-mi vină prietenii mei ingineri de la politehnică se discute despre Nu-i discreditez în vreun fel. Deci să nu se înțeleagă că îi discreditez în vreun fel. Dar ești mult mai abil din punctul de vedere al cunoștințelor pe care le dobândești în facultate de la drept sau de la științe politice să vorbești despre politică decât ești de la politehnică. Și în momentul în care tu nu ești pasionat de chestia asta, nu știu ce să zic. Adică... Uh -huh. hmm. Cum zice colegul meu de cameră, Titi, avem o problemă. Aveam o problemă mare și eu nu știu cum să o rezolv. Eu încerc să. Păi cum să o rezolvi? Să fii tu, exemplu, pe care și alții pot să-l urmeze. Asta și fac. asta facem cu toții uh, care avem perspectiva asta în, în viața personală. Știi? Pentru că de la tine pleacă schimbarea, știi cum e Eu asta Vorba. fac cu ei, știi? Și vorbesc cu mulți. Bă, hai să ne băgăm într-un partid. Să... Eu nici nu pot. Da, și da, dacă o, vrea, e o conotație atât de negativă pe care a prins-o, din păcate, cel puțin la, la noi în țară... Uh, Apartenența la un partid. Da, 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 știi? Imaginea politicianului, nu că undeva în lume ar fi una bună, dar uh, primul gând, din păcate, e negativ în direcția asta. Și da. zic, din păcate, cu foarte multe. Eu știu, pentru că se, dă, se dau doar știri negative, și trebuie să ne gândim. În momentul în care zici politician în România, trebuie să te gândești la, nu știu, uh, Vanghelie, Sechelariu, uh, cum îl cheamă, că nu vreau să-l ratez pe asta, Cataramă nu voiam să-l ratez, deci asta nu era de ratat. Știi, te gândești doar la oameni din astea pentru că este fost publicați. Sau în momentul în care ai unul competent, îl discredităm și spun aici, o să fac referințe la un profesor de drept internațional care din punctul meu de vedere a fost un politician foarte bun. Adrian Stase. un jurist extraordinar. Profesor de drept internațional la Universitatea din București, după ce și a condamnarea lor scos, dar acum dacă nu mai și prede de la Titul Maiorescu. Și știi ce se întâmplă? Pe lângă persoanele astea pe care le putem uh... Arăta cu degetul sau uh, numi și care se văd în spate sunt o grămadă de alte persoane relevante care, care țin spate. sistemul. Da, știi? Da, da. Pe care nu le știe nimeni, care sunt acolo, care își văd de treabă, care sunt foarte bune în ceea ce fac și alea sunt cele care încă țin, exact cum spuneam, țara asta care merge așa cum merge, din cauza persoanelor respective. Exact. Și asta e o lege a naturii în orice sistem, o fracțiune, da? Uh, E responsabilă pentru tot outputul uh, creativ, uh, eficiență și. Mai ce e o mai problemă verite. că la noi totul are un preț. Peste tot totul are un preț. Dar la noi nu se poate concepe chestiunea că nu ar exista ideea de totul are un preț. Mm -hmm. Sau, știu pe cineva, scrieam ieri despre cumpărarea de influență. Și replica, știu pe cineva, pe mine mă, mă, mă disperă. Deci, să nu mai aud, să nu mai aud chestia asta. Lasă că știu eu pe cineva și te ajută cu ceva. Lasă-mă, că suntem în țară democrată, mă descurc, nu trebuie să mă ajut, dăm pace. Dar problema e că noi așa suntem învățați de mici. Vrei să-ți aduc aminte când am mers la școală în 1-4 și trebuia să-i cumpărăm de ziua doamnei învățătoare nu știu ce cadou, după în 5-8 de rigintă, de 8 martie, de ziua ei, de habar n ce. Noi suntem obișnuiți cu băgat în buzunar de mici. Eu țin minte, am avut ani și ani de zile în care m-am bătut cu toată lumea în școală că nu îmi plăteam uh, mizeria aia de, uh, cum se cheamă, fondul, fondul școlii și fondul clasei. Da, da. Deci eu le-am spus frumos, le vă fac dosar penal. Aveam 16-17 ani și mi-am spus, dacă mai încereți odată, vă fac dosar penal. Păi, într-un final, s-ar trezi să-mi dea chitanță să le dea, că eu nu mai plăteam, deci mi se părea o aberație. Adică tu ești instituție de stat finanțată de la bugetul local, de la bugetul de stat, finanțată școala mea cu fonduri europene și tu cer 40 ce faci, nu să răceam de bani. Dar e o chestie principală. Și n-am vrut să-i dau acolo. Și au început să dea niște chitanțe pe care să crea donație. Nu știam drept la vremea respectivă, dar în momentul în care ți impun să-mi dai 60 de lei, nu-i donație. Și le-am spus că dacă nu se potolește, fac de penal. Deci îți că de, de dus cu capul eram din liceu. Așa funcționează, știi? Și... Şi... Păi revenim la ce am spus acum două minute. fie exemplu pe care vezi. Da. Azi. Dar nu mai vin M -m -m oamenii. Eu mă chinui să-i conving, dar îți comozi. Lumea e foarte comodă. Lumea vrea stabilitate financiară de la IMS să aibă două concedii pe an, unul la, în, în, Zölden, în Austria, să schiezi și unul preferabil pe undeva prin Zakynthos, luate cu șase luni înainte ca să le prinzi la bani buni, să zbor cu Air, să-ți vezi de treaba ta de două ori pe săptămână să bei cafea la Mocum în Timișoara și să mănânci odată niște paste la Locanda. Și asta e viața perfectă. Pentru că trăim ca să consumăm. Nu supraviețuim mai mult decât trăim, știi? Și pe mine îmi plictisește chestia asta. Adică la 20 și ceva de ani tu ar trebui să... Știi ce ar trebui să te întrebi la 20 de ani? Cum mut eu munții? Trebuie să-ți pui un target foarte mare, să știi când vrei să ajungi la el și după aia să-ți pui, să pui semnele de, de mers. Adică eu văd viața ca pe un drum cu mașina. Pleci din punctul A, ajungi în punctul B. Știm toți care e punctul B, nu? Se cheamă cimitir. Dar ai un punct foarte relevant la care trebuie să ajungi. atunci mai ai niște pauze. Vrei să vezi care e drumul, trebuie să-ți calculezi drumul și așa funcționează. Ai niște indicatoare stânga-dreapta. Oamenii nu mai fac treaba asta. Nu găsesc acel why, acel de ce. N-au un scop mare. Scopul lor în viață e să supraviețuiască. De ce mai trăiești? Adică e o discuție extremistă pe care o port acum, dar omule, fă ceva cu viața ta. Cu cât de, Radu, cât, cât de mică e implicația ta. Că ești zidar. Dar fă o impecabil, să știe, bă, eu nu-ți minți zi, dar, dar m-a făcut camera cum nu a făcut-o nimeni. Știi? Nu contează ce ești. Da, nu, e, e, foarte important mesajul ăsta, mai ales în ziua de azi, într-o perioadă de criză, pentru că acum ne pierdem direcția și trebuie să ne o redobândim. Eu acum mi-am găsit-o. Eu în pandemie mi-am găsit-o. Foarte bine. A fost extraordinară. Pentru mine pandemia a fost extraordinară. Am ajuns acasă chiar acum, mâine, doi ani. Și am ajuns acasă și eram, asta în 10 zile, mă duc să mă dau că cu bicicleta, mă duc să mă dau cu bicicleta. Chiar plecasem vreo 3 zile, am plecat cu bicicleta cu cortul. Și vorbesc cu un prieten mai uh, în vârstă, cam la 40 și ceva, spre 50 de ani, care circulă foarte mult uh, pe plan internațional. Și îmi spune, mai nu-ți obișnuiește-te acasă că o să stai o perioadă. <laughs> și eram, da, bine, ok, lasă. Și după luna am văzut că sunt așa treaba. Și. Am stat așa, e ok, ce faci cu viața ta? Hai să învățăm, că ce să faci când ești student și n-ai altceva ce să faci? Înveți. Și atunci am început să citesc în continuu și mi-am dat seama de niște chestiuni, mi-am găsit scopul în viață și acum. Am pornit la drum și vedem unde ajungem, da? Eu sper să încerc cumva să motivez cât mai mulți oameni să facă chestiunea asta. Momentan, scopul meu în viață e să trezesc puțină voință de a trăi în niște copii. Și să știi că asta vei putea face din ce în ce mai bine, exact prin munca pe care o depui. Știi? Da. Exact. Și... Cum... De foarte multe ori. Uh m-am găsit într-un moment în care nu știam exact pe ce care să mai apuc, dar dacă îți vei pune o întrebare, vei primi foarte repede un răspuns de ce trebuie să faci. Și știi cumva în interiorul tău că chestia aia trebuie făcută, e ceva ce poți să faci dacă vrei să faci și trebuie să -ți accepti răspunsul care îți vine și să te pui pe treabă. Știi? Ție ți-a venit? Bă, sunt student, trebuie să învăț. Uh, când te-ai apucat să înveți, uh, sunt aproape convins că nu s-a întâmplat doar ceea ce era imediat evident că se va întâmpla. S-au mai deschis câteva uși. Exact. Așa se întâmplă în viață, știi? Te apuci să faci o chestie cât de cât dificilă, în mod ideal, dar nu, nu o chestie banală. Și ușa pe care tocmai ai deschis-o va deschide alte două uși la care nici nu te-ai așteptat. Știi? Îți dau un exemplu ăsta evident cu podcastul. L-am făcut nu din simplu motiv de a face un podcast și pentru că știam că voi învăța fel de fel de lucruri uh, uh, din cauza că uh, m-am apucat de treaba asta, îmi voi dezvolta anumite skill voi cunoaște anumite persoane, uh -huh. știi? Voi învăța fel de fel de lucruri de la, de la ele. Deci în modul ăsta, prin ceva evident care ți-e în față, uh, ceva care vrei să faci, poți să faci, o să ți se deschide fel de fel de alte oportunități, știi? Așa e și alte persoane care vin și te ajută în drumul La mine că... s deschis exagerat de multe, pentru că în momentul în care am intrat în pandemie eram vicepreședinte Elsa și cam asta știam să fac. Și apoi visam doar um, să mă activez în Elsa și chestiuni de genul. Și după aia așa s-au schimbat chestiile, n-am mai luat un al doilea în mandat, visam la vreo trei mandate și nebunii de genul. Și după aia am ajuns student reprezentant, și de acolo chestiile au escaladat, dar e foarte multă muncă. Uite, și de că am zis că revenim și pe la storiuri. Le vezi storiurile alea și mulți nu știu ce, Caterin, că e storiul miciții, ne distrăm, râdem ce. Ce vreau eu să fac prin storiurile alea e să transpun o informație, părerea mea sau inputul meu pe anumite informații într-un mod pe care studenții plictisiți le înțeleg. Că dacă te uiți, este tot felul de teme din asta de actualitate. Ba că au fost alegeri, ba că nu știu ce, nu știu cum, dar nu vrei să-l auzi pe gâdea. Păi da. Știi? Și atunci eu cumva am follower și mei sau urmăritorii mei din facultatea de drept și de pe unde mai ies și cum vreau, vreau să le dau input ăsta într-un mod că când te uiți, intri pe Instagram seara, știi? Și vreau să le dau un input din ăsta, să le dau informația relevantă și părerea mea pe informația relevantă într-un mod în care și să rămână ce cu ceva, dar și să se simtă bine. Deci ceva, e un fel de stand-up comedy cu content, cam așa să... Păi dar exact ce povesteam despre modul în care să transmiți informație, da. să comunici. Trebuie deci să o transmiți în așa fel încât publicul să o și primească. Da, și pentru că tu dacă nu o trimiți în aceeași rezonanță cu gândurile lor, degeaba te chinui să, să, să o comunici, știi? Exact. Dacă e o chestie care vrei să fie comunicată. Că dacă vrei să o ții numai pentru tine, asta e cu totul la, mi, la mine a început, deci acum mă aduc aminte când au început, început storiile. Era vreo 20 martie 2018 și au apărut o ambulanță că nu știu unde cu COVID, nu știu ce, nu știu cum și trebuia să fie de prin Botoșani și ambulanța era uh, ambulanță, teme, nu știu cât, spitalul județean Timișoara. E un fake news, știi, și am vrut să, să dărâm fake news ăsta și mi-aduc aminte că la story ăla am avut 5 reacturi. Mă plictiseam acasă în pandemie, am avut 5 reacturi și eram, mamă, vorbesc cu 5 persoane astăzi, ce tare! Înainte să începem podcastul, ți-am arătat cât am avut la o poză random. Acum am story-uri la care am 100 de reacturi. Da, vezi. Așa deci, se și mi se întâmplă și Exponențial. O să-mi o să cer și scuze față de urmăritor, dar. N-am am, -am 7.000 de urmăritori să înțeleagă lumea, sunt 1.200. Dar mi se activi și asta mă bucur că vorbesc cu fiecare. Dar am unele de când le răspund după două zile. N-am când. Deci, când ai 100 de oameni care îți scriu la un story, n-ai când să le răspunzi. Dar e extraordinar de să auzi atâtea păreri, să vezi fiecare că îmi scriu, bă, uite, părerea mea e asta sau bă, mi ți zici de acord cu tine, dar de ce zici asta stânga, dreapta și mă bucur enorm de mult, că e incit Normal. la dialog. Normal, păi asta e cel mai important. Cu asta am început. E important ca fiecare dintre noi să avem o voce. Eu de asta recomand tuturor să-și facă propriul podcast. Pentru că de câte ori ai ocazia, oportunitatea să vorbești într-un mod, da, într-o uh -huh. discuție în care chiar să fii angajat, uh, la modul la care o facem noi acum, știi? Chiar și în timpul podcastului îți descoperi idei pe care tu le ai, poate nici nu știai că le ai, știi? Și le perfecționezi, întrebi cealaltă altă persoană ce părere are despre ideea asta uh -huh. și așa mai departe. Asta faci și tu. Comunici cu persoana respectivă ca să ajungeți cumva la un adevăr, la un consens, la un, știi? Să vă... Chiar uh, veni idei. Să, 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 vă... să vă ascuțiți ideile unul, da. unul altuia. Asta e super important. E mișto. eu, eu, eu n-am mai fost până acum într-un podcast, mi se pare foarte mișto treaba asta. Păi, tu chiar ai fi perfect pentru a porni genul ăsta de Am vrut. Dar problema e că eu vorbesc mai mult decât invitatul, știi? Și atunci. <laughs> Asta stii. e încă o chestie care uh, am observat uh, mai ales în timp ce editam. Inițial îmi puneam un semn de întrebare, dar apoi am ajuns la concluzia că așa e cel mai bine. Ascult mult mai mult decât vorbesc. Da, da. Știi? Da. Ascult mult mai mult decât vorbesc și. Repet, mi se pare că asta e cel mai bine pentru că invitatul trebuie să fie cel care uh, își spune, uh, nu știu, experiențele și uh, îmi comunică ce are de comunicat și, într-adevăr, trebuie să te obișnuiești să fii un ascultător cât mai bun. Era o grămadă de momente acum în care voiam să intervin și m-am abținut ca văzut. să te las pe tine da, să, da. să spui ce ai de spus. Am eu timp să spun ale mele, poate când le fac cu Dia, poate când, știi, dar e important să știi să-l asculți pe celălalt. Și asta e un skill pe care trebuie să-ți-l exersezi, știi? și eu tot îl exersez pentru că am vorbind pe Instagram și așa, când ajung la facultate, cât de repede întârzi 5 minute sau așa, să nu trec printr-un buluc de oameni. Eu dacă am, am, văzut un buluc de oameni, am încurcat-o. Deci la mine 30 de oameni în fața facultății înseamnă 30 de minute pierdute. Că ești genul de om care stă și povestește cu ei. Și acum, din ce în ce mai mult învăț să-i ascult. Și greu. E mult mai greu să asculti decât să vorbești. Părerea mea. Pentru da. mine e puțin mai complicată treaba asta cu ascultatul. Sigur, mai ales dacă ești o persoană care îi place să... Dar ești disperat, adică citesc oratorie <laughs> și retorică în continuu, deci eu... Foarte bine. Îmi place, ce să zic, așteptăm litigii. Vă să mă primească ăștia, mă rog. Asta sunt foarte curios. Cum va fi experiența ta reală în uh, instanță? Măi, dacă ți-ai propus să uh, mergi pe calea asta sunt sigur că vei găsi un, un unghi da? un angle uh, și o perspectivă care să-ți să facă plăcere să activezi în, în zona respectivă în fine Cum merge Elsa? Extraordinar Tell me more Eu nu știu ce vrei să spun sunt atâta de multe chestii și acum e și o perioadă din asta când ne-am întors înapoi la facultate și o reînviați Pe spiritul. scurt, pentru cei care nu sunt de la drept, nu sunt juriști care ne ascultă, ce e Elsa? cea mai mișto experiență de la drept. <laughs> Aveam o vorbă când eram vicepreședinte Elsa, ce faci cu viața ta dacă ești la drept și nu ești în Elsa? Bun, hai să uh, fac o introducere scurtă. Elsa European Law Students Association Asociația Studenților la Drept la nivel european, regăsită în Timișoara și alte 10 uh, locații din țară, pe, prin 40 ceva de țări, nu știu dacă îi pasă cuiva toate cifrele astea. E mare. Uh, Asta e, e, e mare, e foarte mare. E o organizație a studenților la drept. Da. Um, și cumva, Elsa. Elsa e contextul ideal. Pentru că tu fiind student la drept, obosești. Și elsa e context contextul în care socializezi și îți încarci bateriile. Uh -huh. Problema e să nu cazi în capcana Elsa. capcana uh -huh. Elsa Eu am căzut în capcana Elsa, așa am ieșit cu greu. Capcana Elsa e să-ți placă atât de mult încât să faci Elsa mai mult decât drept. De și am și căzut eu. în capcana asta, și cum să zic, Drept fără ELSA se poate, dar ELSA fără drept nu se poate. Știi? Și e capcana asta. Dar se întâmplă o grămadă de chestiuni. ELSA Timișoara în momentul de față is skyrocketing. Adică eu rămân șocat după 2 ani de pandemie. Nici. Avem la, la vară, va, se va organiza, deja am început chiar seara să discutăm despre organizare, se face ELSA Law School. Se face o școală de, de vară pe business law mm -hmm. în Timișoara. Mm -hmm. În aprilie... Mă ocup chiar, inclusiv eu personal, uh, sunt în organizarea unui proiect care se cheamă National Moot Court Competition. Uh -huh. E un concurs național de procese simulate pe drept constituțional. Noi deja îl facem al treilea sau al, pat al patrulea ani tot la noi. Dar e amazing. Adică să te aduci oameni din toată țara să vorbești despre constituțional. Deci e next level. Am sper că pot să-l aduc și pe domnul Valentin Constantin în juriu uh -huh. care ar fi o onoare. Dacă îl pe domnul de petache de la șase să-i pe amândoi în juriu, va fi show. Deci va fi show. Na, dar Elsa se mișcă foarte bine. Chiar... Da, pe, pe partea asta, cel puțin de uh, concursuri și de, de, de activități din astea extracurriculare, sunteți top pentru că umpleți cumva neajunsurile. Golul. Da, da. da, golul facultății pe partea de... Uh, da. Ah. Știi care e chestiunea? Ai luat contactul cu chestii. Elsa, Elsa te ajută mm. mult și dacă nu ești în Elsa, dar în momentul în care intri în Elsa, primești o chestie în plus, mm. care se cheamă traininguri. uri mm -hmm. Acum, în rețeaua Elsa există niște trainere Elsa România, printre care mă număr și eu. Sunt destul de puțini. Um, dar trainingurile astea te ajută exagerat de mult și eu prin trainingurile astea vreau să, uite, îți fac o propunere ție. Mm. Să facem o școală de drept non-juridic. Adică să... Drept non-juridic. Asta okay, e, astea... trebuie să-mi detaliez. Bun, că astea... Astea... În aparență, este un oximoron. Da. Uh, dreptul nu e numai despre lege. Cine crede că este asta, crede greșit sau nu a trecut prin facultatea de drept. Și voiam să fac o serie de proiecte, poate niște master uri prin care să le oferim studenților la drept chestiune de care au nevoie pentru a practica dreptul, dar care nu-i juridic. Dreptul nu-i juridic. Negocierile Public speaking. Ok, I get it. Uh -huh. Chestiile astea, știi? Skillurile soft, skill de care are exact. nevoie un practicant sau profesionist, cum ai zis tu. Da. Um, Bine, am împachetat-o frumos, carierei. că am să-ți vând o idee, da, știi? Adică... Da. Știi, okay. ja, mă gândeam, de, da, uite, acum ți-am ți -am și la propunea că am nevoie de cineva, un partener în business ăsta. Am înțeles. Bine, tu ai și deschiderea acum no letter, cu, cu Zaharia Podcast. Discutăm. Mhm. Uh -huh. Interesting, interesting. Da, oricum, sunt complet de acord că pentru a profesa, mai ales în, pe partea de avocatură, dar fără doar și poate și pentru a fi un magistrat bun, ai nevoie de niște abilități pentru a ține o ședință. Pentru a... Tehnoredactare, să nu uităm de tehnoredactare. Sigur, sigur. apropo, gramatica limbii române, pentru că este o problemă în facultăți. Da, clar, asta ar trebui să fie din oficiu, da. dar sunt anumite skill-uri care într-adevăr nu sunt atât de evidente cum ai spus tu, Uh, redactează-mi o acțiune. Ok, știu toate articolele pe care trebuie să le invoc, știu starea de fapt, dar un calculator mai greu, cu semnătură electronică, cu nebunile care sunt acum, cu exact. cloud, cu... Deja am lăsat în multe persoane. Exact. Știi? Da, interesant. Și asta vreau să fac, să ne axăm. Mi se pare că nu trebuie să te axezi pe viitor. Când ai 24, 23, 24 de ani, trebuie să te axezi pe viitor. Acum, scopul meu e să Mă perfecționez cât mai mult pe mine și după aia să uh, dau mai departe cunoștințele mele. Că va fi școala de drept non-juridică, că va fi implicare activă în politică, că va fi școala de partid. Că și asta e o chestiune, dar nu ca la noi. Cum fac nemții școală de partid. Deci, <hâ> știi cum, jos pălăria și să vezi școală de partid în Germania. Eu am văzut. Dar, ce, ce presupune asta? <coughs> a lor sau a noastră? Hai în... să vedem ambele. povestește în mod ideal și după aia caricatura care este la noi în țară după cum La noi nu, în prea, la, la, Ca, cu asta chiar mai făcut curios, e un subiect despre care nu știu. La noi nu se face, aici. la noi nu se face școală școală de partid. La noi se face o să te rog, cu drag. deja se usucă și la mine. La noi nu se prea face școală de partid și ți ajung în partid, mulțumesc. Îți ajung tot felul de lacheți din ăștia. Eu ce brut am vorbit acum. <răză> mai învin așa. Știi că e, e, o chestiune, știi că e o discuție. Dar o să știi că poți să și înjuri. Adică nu... E, a, a să fie după, aia, după, e o discuție liberă. Dar după, după aia să, la maxim. După aia asta e, să, apară un podcast cu mine care să fie pip, 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 pip. Totuși, nu vreau să te interzic că ce ne au. <răză> din fericire, nu suntem sub umbrela lor. Uh, știu că am văzut podcastul Lugojira ai văzut podcastul mm -hmm. Gojira. Mm -hmm. de Acolo e. E strong. Da, și am văzut podcast cu Gojira și Sergei Mizil adică. Deci, -mi au <laughs> fost circ și scandal. <laughs> asta e frumusețea podcasturilor și asta mă bucur că am ajuns cumva uh, la gradul de flexibilitate la care am ajuns cu uh, asta cu Zaharia podcast. Uh, mă bucur că pot să am fel de fel de invitați. Și exact asta e locul în care am vrut să ajung, pentru că am început extrem de restrictiv cu modul în care ne gândeam să construim subiectele. Și uh, am ajuns un punct în care vorbesc cu persoanele da. care vor să discute cu mine. Și așa, da, așa eram și eu când, eu de anul trecut, de când eu pe bicicletă ascult podcasturile tale. Și mă gândeam venind în coași, băi, a fost domnul Stanilov, a fost Silvia Uscov, a fost un clip, a fost la Ghirase. Ce caut eu aici? <laughs> ce, despre ce pot să vorbesc? Păi da, dar în același timp am avut și it am avut și sportivi, am avut și... Da? Sportivi, da. da, da, da Că, repet, am început cu ideea de a vorbi doar chestiuni care să, au, să aibă legătură cu domeniul juridic, dar uh, am ajuns în punctul în care mi-am dat seama că nu trebuie să mă feresc de restul subiectelor care mă interesează da, pe mine pentru că sunt convins că de subiectele alea sunt curioase și alte persoane. Exact. nu numai ți restrângi publicul dacă mergi doar pe... Da, îți restrângi publicul și îți restrângi uh, propria creativitate cumva. Bun, hai să zic cum ar trebui să fie o școală de partid. Let's go. Deci, școală de partid. Asta trebuie să fie tot un fel de școală de drept, nu juridică. <laughs> te trebuie să formezi un politician și nu trebuie să-i formezi uh, uh, doar așa. E, acum, ce faci ca să te într-un partid? Sincer, nici nu mai știu. Te duci, bați la ușă și-și vezi. Și da. Ce se pare normal? <laughs> ce, Vorbeam acum cu niște tovarăși de pe la facultate, mai vin din sala de lectură care sunt prin partide și. Bă, ce facem ca să intrăm într-un partid? Vii și. Păi tăi. și ce? Păi semnezi de și stai un pic, în primul rând perioadă de probă, nu? Păi, nu, vezi tu, dacă îți place, nu știu. Așa se face, dragilor, politici. Adică, ori facem la modul serios, ori nu mai facem. Că așa putem să mergem la minuța, la fotbal pe islas, cum ziceam noi când eram tineri. Dar nici un farme, că ori o faci într-un mod profesionist, ori mai bine du-te de unde ai venit. Na, și școala de partid ar însemna, eu îl văd ca pe un after school. Ce ai nevoie de chestiunea asta, la copiii de 16, 18, 20 de ani. de se face un fel de after school după liceu. Așa se face prin Germania și înveți tot felul de chestii. Înveți istoria politice, înveți politică, înveți științe politice, înveți ideologii politice, înveți public speaking. Scurtă în întrebare. Le înveți astea în cum, ambele perspective? Sau, mă rog, cel puțin două perspective? Înveți mai multe ideologii politice sau... În funcție de partidul pe care ți-l alegi, ai că, că aici ar fi o discuție. Cine alege pentru tine la vârsta respectivă unde mergi? Exact. Cel puțin înainte de 18 ani e o da. discuție, zic eu, destul de uh, sensibilă. Și, uh, bineînțeles, că de lung e genul ăsta de curs? sau. Mă, eu, cum o văd structurată, la mine e un after school pe 4 ani. Uh -huh. Eu m-am făcut toată structura, dar nu vreau să o dau acum, pentru că să-mi fure cineva ideea că e genială. Da, nu, E faină, ți-o povestesc după ce închizi camera, știi? <laughs> Dar e, eu văd școala de partid ca fiind o chestie pe care o urmez ca pe un after school, ca și cum ai merge la Interact, mm -hmm. știi? și îți formezi anumite cunoștințe și după yeah. aia vezi tu dacă vrei să intri în partid sau nu. Scopul meu ca partid este să formez viitorul țării. Hmm. Hmm. Aici aș vedea o competiție foarte interesantă între calitatea educațională a Școlii, școlii fiecărui partid, dacă e să o luăm așa, știi? Că, de ce mă gândesc, este o barieră pe care trebuie să o treci, ceea ce propui tu, ceea ce în situația actuală, cum am recunoscut și noi, ne aflăm în situația în care nimeni nu mai prea e interesată de a face parte dintr-un partid. Și atunci bariera asta ar fi un simplu impediment pentru a avea membri, ceea ce apare nu e de dorit. Dar s-ar putea ca produsul ăsta, dacă e să-l numim așa, să fie chiar o chestie atractivă pentru unii părinți. Uite, să ne dăm copilul la Școala de partid, da. ca să vezi niște lucruri interesante. Acum, repet, calitatea educațională a produsului respectiv. Acolo, debate-ul. Da. Să pentru că partidul ăla ar fi interesat să-și pună în joc membrii uh, de calitate și ăia să fie profesori. Da. Știi? Să zici, uite, trimit pe copilul meu la partidul ăla cu care rezonez, vedem dacă o să facă parte sau nu din el. Și e în contact direct cu persoana X, și Z care e un membru în societate privit. Da. Bine, pe mine nu m-ar interesa să scot membri din partid, adică să am niște politici în zic, gata băieți, mandatul ăsta nu-l luați senat, mergeți la școală de partid. Pe mine m-ar interesa să aduc adevărați profesioniști, adică vreau uh, să învețe copiii mei niște diplomație. Fie înscuzată gura spurcată, dar nu o să-l chem pe Băsescu. Adică o să vorbesc cu un Teodor Meleșca, nu? Valentin Constantin, că tot l-am pomenit pe dânsul. Deci, știi, nu trebuie să te limitezi doar la partid. Mm -hmm. Pentru mm -hmm. E exact ca și cu podcastul tău. Nu-ți pune bariere. Okay. Fă, fă ceva crazy. Scopul mm -hmm. e să ai o calitate cât mai ridicată. Așa cum o să vezi în două săptămâni ceva partid de tinere din Timișoara. Deschide școala de partid, știi? Te jur, că încerc drepturile de autor pe chestia asta. Nu, ar fi fain, ar fi fain, pentru că pe piață există loc pentru toată lumea. Nu? Deci, asta e, deci asta e exact ca și chestiunea cu copiatul la facultate. Hai să vorbim de copiatul la facultate. Go Te Da, sigur că. Băi, deci asta cu copiatul la facultate pe mine mă termină psihic. Eu spun direct aici, o să vadă probabil și domnul profesor de la facultate, aproape de fiecare dată când am avut ocazia să-mi ajut un coleg, l-am ajutat defentat examen examene am avut un subiect la un examen în anul 1 pe care l-am fentat Pentru că era o porcărie și nu am văzut rostul să învăț chestia respectivă Nu am învățat, erau două pagini, îți că dacă puteam să le rețin Dar din orgoliu nu le-am învățat Dar de fiecare dată când am avut ocazia să mă, să mă ajut un coleg, l-am ajutat Îmi asum, asta este Și mulți, îi văd pe mulți care îs la examen și stau așa cu foaia, știi? Să nu vadă cum stânga-dreapta De ce nu ajutați? Că îți oameni, eu de acord, nu l ajut pe unul care trage pentru 10 pe linie, că nu 10 pe linie în față. Dar mai am un coleg care vrea naibii să-și termine facultatea că și-o face numai pentru un grad în plus la poliție sau habar n-am ce. Acum, serios, îmi iau eu pâinea de la gură că îl ajut cu o grilă la un examen? Hmm. Și au, au frică asta că nu se ajută între ei pentru că sunt competiție. Și le-am explicat, le fr explicat frumos o chestie foarte simplă. În momentul în care ești bun, Exact cum ai spus tu mai devreme, piața cerne. Nu trebuie să te stresezi. Aici am vrut să punctez. Că ai văzut că stau pe uh, acest să văd, spun Te ceva. văd, te văd. Rezonez cu perspectiva ta. Înțeleg. E foarte ok. Dar am un semn de întrebare cu privire la cât de mult îi ajuți de fapt. Oh. Pentru că vor ajunge într-un punct și l-ai punctat tu, nu mai are rost să... Da? Când vor ajunge în piață și piața îi va cerne și îi va cerne rău, și se vor întreba, băi, dar de ce? Că eu am terminat facultatea, de ce nu mă vrea nimeni? De ce nu mă bagă nimeni în seamă? Și cum a zis, ah, oh, cât sughite, dă un clip acum, un antreprenor, uh, pentru că toți în profesiile juridice suntem până la urmă și antreprenori, avem un business de condus. Uh, eu zic, va... avocatii. Dacă magistrații sunt businessmen, e o problemă. <laughs> Corect. Deci, Corect. foarte bine, mulțumesc pentru. Bine, Absurd. ok. Mai uh, este niște negocieri pe la DNA, da? Ne, ne, oh. <gri> da. E clar că uh, se va orienta către o persoană care nu doar a obținut nota respectivă, dar a obținut-o și pe propriile merite, și nici nu-l interesează nota, ci cunoștințele exact. pe care persoana respectivă le poate pune în practică. Știi? Și uh, argumentul, în final, ar fi că tu nu faci altceva decât să. Um, împingi în timp momentul în care se va confrunta cu realitatea. Exact. Știi? Dar, bineînțeles, Eu aleg să dau următorul un... lucru care ar fi de spus e că e rolul lui să-și dea seama ceea ce face de și chiar. alegerea lui Vre să... Ai anticipat ce voiam să spun. Da. asta era, e, e, treaba lui acum. Și cu notele sunt niște tâmpenii. Deci sistemul ăsta de notare e o mare tâmpenie. Și spun și de ce. Eu în viața mea n-am avut 10 pe linie. Niciodată. Și anul trecut, în, semestru, în anul trei semestru, am zis gata, mă duc pentru 10 pe linie. A fost foarte aproape. Un punct. Pe care l-am pierdut dintr-un orgoliu pentru că am comentat despre cartea profesorului. Care de-al foarte proastă. Dar nu se dau numele. Da nici măcar cot comentat nu pot să dar minte carte doctrinare sau nu, e de carte da. și am ajuns în punctul ăla în care nu mai puteam să fiu arătat cu degetul că sunt un om de nota 7 sau de nota 8 că eram un om de ponderată 980 și mi-am dat seama cât de irelevante sunt cât de irelevante sunt înainte nu puteam să-mi dau seama de chestia asta până n-am ajuns acolo sus când am ajuns acolo sus am, guys, are nicio relevanță ce notă ai și după aia iarăși mi-a zis domnul, că nu-i mai spun numele, că e acum chiar sughiță, am într dat de ce este la discuții? Că eu vorbesc foarte mult cu el și îmi întreb, care e faza? Adică e cu la administrativ, știi, nu ceva gură la administrativ sau așa. Și mi-a explicat și el. Pro profesorii buni nu se uită la nota ta, se uită la ce ai în cap. Și știi cum mi-am dat seama care sunt profesorii buni? aia care te întreabă de ce. Este care te pun să gândești. Uite, de exemplu, acum la comercial în semestrul 1, am avut cel mai mișto examen din viața mea. Pentru că a trebuit să gândim. Procedură civilă, am dat examen. Am martor, am stat 55 de minute aproape cu profesoara, cu profesorul, că doamna este, are titulatura de profesor universitar, am stat unul la unul în oral, până mi s-a pus nota, mai era puțin să făcea o oră. Pentru că efectiv discutam, deci efectiv m-am simțit la examen ca la podcastul cu tine. Așa de fain a fost. Tot felul de nebunii, drăcia aia de procedură, de, în procedura civilă cu administrarea problemelor de către avocați. Deci dacă n-am râs acolo, și noi eram un examen, dar râdeam de n-are rost. Asta mi se pare frumos la un examen. În momentul în care știi materia, te duci și discuți cu profesorul, nu stai, știi așa, voi oare ce mă întreabă. Și asta e problema colegilor mei, am colegi care știu materia foarte bine și o buftează pentru că -s, era oare termen de recomandare sau imperativ? Cui pasă? lasă nu, o să vezi tu în instanță că dacă îți dă mai mult instanță decât scrie <laughs> acum, stai să de recomandare. Ști? Da, da, da. Și e o chestie asta cu uh, să știi la virgulă uh, și dacă nu știi să te pierzi, pentru că uh, dacă ai abilitatea asta de a vorbi și de a transmite uh, cât de cât cunoștințele tale, poți să-l faci pe cel din fața ta să înțeleagă că tu știi despre cei vorba. Thank you da? Chiar dacă nu știi perfect ce urmează după virgula respectivă, conceptul l-ai, de prins deprins și asta e problema examenelor de la admiterea în profesie, că nu-ți oferă nu, deloc. chestiunea asta. Exact. Da? Trebuie să știi codurile alea pe din afară, n-ai niciun fel de abilitate de a discuta cu grila. Că e grila. Da, <laughs> mi se pare că ai. Da? Depinde cum înveți. E în, pe mine sfătuiește un domn profesor din Anul, 1 și an, anul 2 și anul 3 se face penal parte generală 1 și procedură penală parte specială cu dânsul voi cu pușcașul, care de altfel este speechless. Și ne-a spus o chestie extraordinară. Cum să învățăm? Ei articol cu articol și te întreb la fiecare de ce e așa și nu invers. De ce? Ata e de simplă facultate de drept. Dacă faci chestia asta, de te întreb? De ce Dumnezeu zic tot ce e grea? E atât de simplu pentru da, că înțelegi logica. Da, păi da, asta trebuie să faci în momentul în care uh, citești codurile și vrei să și rămâi cu ceva da. din simplu fapt că le ai citit. Uh, să înțelegi ce e în spatele articolului respectiv. Că dacă ai o minte din astea de beautiful mind, poți să le reții, dar uh, până la examen. După aia e Ești tabula au. rasa. Da. Știi? Da. Da. Și pe tine nu te ajută faptul că ai reținut cuvânt cu cuvânt ce e în cod. Te interesează uh, rațiunea pentru care lucrurile sunt așteptate în felul ăla. A, și în când cod. înțelegi care e rațiunea, așa te joci cu noțiunile, de, devine tot atât de natural. Dacă începi să gândești în, în, în pas cu legiuitorul, bine, nu că legiuitorul ar gândi foarte mult, dar dacă începi să, să vezi semantica aia de acolo din spate, să vezi care a fost ideea lui și vezi firul roșu, că fiecare cod are un fir roșu, vezi unde sunt niște în, chestiuni inchizitoriale e foarte ușor să te joci cu noțiunile. Și înveți așa o materie, treci. Deci în anul 4 ești o mașină. Eu acum în anul 4 ești o mașină. Așa, bagi, de, te joci cu toate, le ai pe toate acolo. Da, da, eu nu înțeleg de ce trebuie în continuu să... Mi se par plictisitor studenții la drept, mulți dintre ei. Mă ales studenții buni, mă plictisesc. Deci, asta o să fie în introducere, da, pămpări. Da, da, da. <laughs> Nu, că acum, știi, am, am terminat Red bull și pe, pe vibe. Data viitoare nu mai din astea, că... Nice. Nu, că nu vreau să încheiau așa. A, ce vrei să zic? De ce mă plictisesc? Nu, no, nu, no, nu. No. Sunt foarte formaliști. Viața nu e despre a fi formalist. Viața e despre a te trezi dimineața, a zâmbi, să te uiți în oglindă, să zici it's a good day to have a good day. Mie mi-a zis, zis asta un prieten foarte bun care a început facultatea cu mine. Eu luat un an să-și dea seama că nu-i pentru el, a plecat înapoi în Arad, își vede de treaba lui, face business, o duce extraordinar de bine, e foarte fericit, că de fapt ăsta e scopul în viață, să fii fericit. Și mi-a zis, bă, mi -ți -ți, eram așa într-o pasă din asta, am văzut aici, bă, -ți -ți, it's a good day to have a good day. De atunci mă trezesc dimineața când mă spăl pe dinți, it's a good day to have a good day. Și ieși din cămin, din casă, de unde stai, pune frate, o cască, o muzică bună în ureche și simte-te bine. Alea 5 minute până mergi la lucru. Da ia-ți energia aia pentru zi. Și dacă nu te simți bine și nu ai energia asta dimineața, schimbă-ți jobul. Dacă nu o faci cu plăcere, ce deci eu am o... E nebun, când mă duc la facultate, în al nou, deci sunt al nouălea cer. Deci sunt al le-a cer. Deci eu când sunt în fața facultății, nu, acolo să fiu. E superb. Când ajung în față la instanță, sunt pe mama. Zic, am trecut pe lângă instanță, știi? Și eu nici măcar nu fost acolo, nici nu știu dacă o să ajung acolo. Dar e superb. Deci e pasiunea asta, eu zic că... E ceva ce le doresc tuturor să aibă. Să faci ceea ce te da. pasionează? Nu, să găsești ceea ce te pasionează. Să găsești ceea ce te pasionează. Mm -hmm. Și după okay. aia să o faci. Mm -hmm. Interesant. Deci, ești adeptul uh, teoriei că în viață cel mai bine e să faci ceea ce îți place? Da. Și dacă îți faci ceea ce îți place, o să duci bine. Mm -hmm. Și spun și de ce. Dacă faci ceea ce îți place, șansele să o faci prost sunt mici. Mm -hmm. Șansele să o faci bine sunt mari. În orice domeniu, dacă faci o treabă bine, o duci bine. Și în ziua de azi, chiar în orice domeniu, adică poți să o duci bine, nu știu, împăind Pokémon. Se găsește orice. o nișă pentru tine în ziua de azi. Orice. Da. Orice, dacă știi cum să faci de la. Nu știu, îți dau exemplu. Tu știi că de pasiune restaurezi biciclete vechi. Nu, nu știu. Nu știai. Cred că mi-ai spus odată. Da, gen hmm. bicicletele cu care nu mă plimb. Bicicletele mă. cu care mă plimb eu sunt făcute de mine, unele luate de la fier vechi și refăcute. Mi se pare extraordinar să redai viață unei chestii pe care cineva a aruncat-o. <coughs> dacă ai ști cât se câștigă din chestia asta, că m-am gândit la un dat să mă las de avocatură pentru restaurare de biciclete vechi. <laughs> la modul serios. Deci, la modul serios, dintr-o bicicletă restaurată îți faci un profit mai mare decât salariul unui Avocat stagiar. Mult, mult mai mare. Bun, dacă vorbim de niște biciclete ca lume, un, da, nu -a știu, un Bianchi, un NSU, un... să găsești un Colnago Master, deja ți-a pus cineva Sfântul Greal în față, deci alea sunt niște chestii rare de găsit. Dar, da, să... cred că vă duc cineva la ușa Cred că da. Ai văzut că acum anunță controle la benzineriile din țară, ANAF, ANPC și Consiliul Concurenței. Good. Păi, stai, că asta e un subiect bun de discutat. Că Eu chiar voiam să încep cu asta. Aha. Nu mai știu unde eram. Nici eu. eu stau foarte prost cu memoria asta da, de scurtă durată. Dar asta cu benzinările mi se pare o chestie fascinantă. Și uh, povesteam la început că îmi dă același vibe cu începutul pandemiei, că nu puteam să pun exact degetul pe ce asta se întâmplă. Da, vorbite afară. Da, exact. Okay. Uh, dar e fascinant cum. Căutăm următoarea chestie de care să ne fie frică, știi? E fascinant și trist în același timp, adică am trecut, da, de pandemie, cu bune, curele, rele, multe rele, multe, multe rele, dar de ce căutăm următoarele, știi? Uh, Într-un mod, iată, artificial, da? Că e panica cu benzinările. Uh -huh. Păi nu s-a scumpit dacă este. Nu, nu, pentru că am, am trecut <gântuiesc> astăzi pe lângă benzinării și... Pe păi e a, tot 750. Da, plus minus câțiva bani. Nu. No. Sunt niște apucați. Da, eu atâta te întreb. <gântuiesc> nu ți se pare că era normal să se scumpească? Adică benzinările alea ori sunt în cap 2 ani de zile. Doamne, ții minte când... Era, era la și... la Da, era, era și sunam prietenii și ziceam tu ai văzut cât e? Cât eu Că eu nu știu cât e prețul. Păi și, într-adevăr, nici nu știai cât e prețul, dar era deja jos de tot. Știi că ajunsese la un moment dat barilul să fie minus prețul. Da. Așa un pic. Am rămas. Aia a fost super ciudat. Deja se gândeau oamenii să te deau bani ca să-l ții, știi? Doamne. Nu. Oamenii sunt isterici și nici nu știu cum să formulez. Oamenii sunt isterici. Dar caută chestiuni din astea. Cred că tot timpul oamenii caută chestiuni pe care nu le pot face sau nu le pot controla. Omul în sine a lui are nevoie de necunoscut. Știi? Are. Are nevoie. Și atunci cumva cauți necunoscutul ăsta și ți se oferă. Dar că... Dar nu, nu doar de necunoscut, de o... Isterie. Mm. De, deci și pandemia și război. Deci, ceva niște care să-l ghideze. Da. Să-i controleze viața. Da, ceva care să-i dea. Uite, o vezi? Uite, ești o cine? stabilitate, chiar dacă stabilitatea aia e o, un soi de groază, măcar e, e o groază. Uh, care planează într-un se, mod se știe că e, egal. Cumva e confortabilă chestia. Adică stau să mă gândesc acum când era pandemie, mă trezeam dimineața la 8 acasă, ieșeam în grădină, am o grădină superbă în Arad, ori făcut oamenii înainte să divorțeze, oricum, deci brazi și așa și e extraordinar dimineața să-ți bei cafea un miros de pin. Deci îi, doamne. Și ieșeam afară, beam o cafea, intram înăuntru în birou, începeam să învăț, la prânz mâncam, mă întorceam, iar învățam, când terminam, mă culcam, mă trezeam dimineața. Știi? Acum, du-te la facultate, vezi că ai ședință de consiliu facultății, mai e o ședință el, s-a să te duci să mănânci, dar parcă n-ai chef de trei du-te la students, nu știu ce, Vinul la Zaharia să faci un podcast, mai du-te până în centru să bei o cafea, că ți poftă să bei o cafea bună, știi, și ești non-stop în stânga, dreapta, sus, jos. Acasă, pe timpul pandemiei, a fost foarte confortabilă dată chestia. Unul la mine a fost și o treabă că eu zi de zi în pandemie mă îmbrăcam în cămașă să mă simt ca la lucru, știi? Să nu-mi pierd. Aveam <laughs> și o chestie asta la un moment N-am văzut! <laughs> da, da, da. da. da mă... Chiar mă gândeam că în pandemie am fost de pe o poziție cumva privilegiată, mă simțeam că stăteam la casă, aveam sală, uh, aveam un job care îmi permitea să lucrez de acasă, știi, și de asta cumva nu că mi era greu, dar înțelegeam punctul de vedere al vacciniștilor, să zic, da. care voiau doar să se încheie chestia asta, orice ar fi, da? Uh, numai să se vadă odată întorși într-o oarecare normalitate. Da. Știi? Care pe mine, de bine de rău, nu m-a afectat atât de tare, mai ales din punct de vedere al sănătății, că mă simțeam tânăr, fără boli, da, cu toate puse la punct. Uh, ei, văd acum o umbră care cumva se apropie. Repet, nu pot să pun degetul pe ea momentan, uh, dar care. Simt cumva că de data asta mă va afecta și pe mine, sau ne va afecta și pe noi, cei care în pandemie eram cumva mai puși la... Îmi pare rău, nu, nu vreau să am gura spurcată și să că, Nici să, eu, să, da. să invoc chestiile astea, dar... Uite, știi ce mai nervează pe mine celălalt război? Că nu pot să fac nimic. Mă, nu știu ce zic. Eu am armă, am dulat Bun, da, dar... <laughs> dar uh, Uite, tu mai ai pregătirea mea, cu arma. Am fost de vreo patru ori în viața mea la poligon, știi? Adică. Da, nu. Adevărul e că nu are nicio legătură. Dacă, Doamne ferește, baten în lemn, avem da, peste tot în da, jurul da, nostru, va fi un război. N-are nicio legătură cu armele și cu puștile noastre. Deci, da, clar, clar. Doar că mă enervează deja în discursurile astea naționaliste pe care le-am văzut și prin cămine și prin foișoare. Ce? Dacă vine război, eu mă duc. Copile, termină-te! Deci, când îi aud pe ăștia, băi, fraților, voi nu știți să aveți grijă de un cod civil să nu-l pierdeți, voi vreți să mergeți la război. Sunteți normal? Dacă voi știți ce înseamnă războiul, citiți un pic istorie. Păi, e o atrocitate. Deci, o atrocitate. E ceva ieșit din comun. Nu se poate explica în cuvinte. Și când îmi mai auzi pe unul altul care vorbește că relaxați, vine războiul, merge la război. Păi, stai că nu e chiar așa. Mor familii, rămâi fără casă. Nu e atât de simplu, pe cât hai să o tăiem rapid ca mai văzut noi ce a făcut istoria. Bun, bun, da. bun, dar sunt alte contexte. E, plus că în 2022 nu porți războiul pe care l-ai portat în 1939. Absolut. Pentru că aici mai vorbește. de. Absolut. Bun, mai vorbea atunci de niște atacuri economice. Dar a, în momentul de față poți să distrugi un continent cu niște atacuri economice. Poți. Uite, dacă se întâmpla astăzi să fie motorii în 11 lei, și eu atât îți spun. O gândeam aseară la, la, la coadă, la, la benzinărie, că și am fost la benzinărie. Bine, eu cu scopul că eram pe roșu, nu că eram misteric și voiam nu să... Nu că erai cu da, în Da. Și vine unul în fața mea, acum să audă... De fapt, ce am povestit ce e. Eu luat 3000 de litri de motorină. Deci cât motorină poți să iei? Cum să iei 3000 de litri de motorină? Iisus e Hristoase, își pierde toate calitățile. Ajunge la cifra aia octanică, cred că octanică e la motorină și catanică la benzină, dacă nu mă înșel. Scade cifra, termină -te, cum să iei atâta motorină, în fine. Și mă gândeam acolo în benzinărie la o chestie pe care, între timp de când mi-am început ideea, am uitat-o, dar cumva acum atrag de timp ca să-mi vină înapoi <laughs> în cap <capite>. ideea, <laughs> la faptul că, unul la mână, da, într-adevăr, suntem foarte isterici, dar ce voiam să zic, nu mai știu nu, gata, mi-au venit. Scuză-mă, dar mi-au venit înapoi. Deci mă gândeam, eu tot timpul am vrut să văd care sunt beneficiile unei chestii nașpa. Tot timpul ca să rămâi pozitiv în viață, trebuie să vezi care e partea plină a paharului. Și cu pandemia îți explic care văd. Dar eu m-am gândit azi, arăpă dacă e 11 lei. Câte lume începe să folosească mijloacele de transport în comun? Bicicliști, bine. asta, crezi că a fost gluma asta la mine la sport. da. Bine, asta mă are nerva, să vină mai mulți bicicliști, că așa și aia care sunt pe pistă mă enervează. Nu știm, noi nu avem. Uite, în Austria, de exemplu, copiii surorii mele și-au făcut carne de bicicletă. Oh, wow. Carne de bicicletă. Mi s-ar părea extraordinar. Noi nu știm să semnalizăm în trafic de pe bicicletă. na dar mă gândeam câte beneficii ar avea să folosim mai puțin mașina. Eu, de exemplu, prin oraș nu circul cu mașina. Nu de alta, de mai ieftin umărul decât mașina mea prin oraș. Măi, eu nu neg că în orice situație de criză și nu că în orice situație, în toate situațiile de criză, s-a produs o schimbare socială care în final a dus la o evoluție. creștere, da, la, la o evoluție. Nu la nu chestia asta, e clar. Și da, cum or fi șoperile de la Davos, cum nu or fi marea resetare adusă de pandemie și de, Doamne ferește, ce o să mai urmeze, e în plin curs. Eu mă gândesc la toată suferința care se întâmplă în tot procesul ăsta. Și dacă și în ce măsură, măcar o merită. parte din ea, da, merită și ar putea fi evitată. Hmm. Știi? Pentru că așa putem să ducem lucrurile la extrem și să ne gândim, ok, ce suntem dispuși să îndurăm ca să ajungem în punctul X? Ei bine, unul la mână, punctul X e doar o chestie ipotetică, da? Putem ajunge acolo doar în mod ideal. Și asta e și uh, problema cu uh, ideologiile, da, socialiste și paradisurile comuniste, că alea sunt doar în mod ideal, utopii. De sunt, la fel da? și democrația. Ok, avem și discuția aia acolo. Dar, până să ajungem acolo, cât suntem dispuși să îndurăm? Știi? Da. Trebuie să faci calculul la pe care îl făceam și în profesie de avocat. Merită investiția pentru că știi că e, o, e o discuție economică. și de ce încredere tine. Gata, îi spun și numele și ți recomand să-l chem pe, <laughs> la podcast. <laughs> okay. Dana, Danca, Dana a, a, Dan, Dana, Dana, Dana Adrian Cărămidariu. Okay. Este unul dintre profesorii. Colegii vor fi surprinși. Mă mai rău, stuiește așa pe la seminare, dar este. Da. El a ținut și seminarul de care vorbeam, și examenul de comercial. Deci... Da, 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 știu. Sure. din păcate, sunt ridicați alții mai mult decât ar trebui să fie dânsul. Dar este genul de om care, acum tu mă cunoști, mm -hmm. știi cât ești de vocal. Dar e genul de om în fața căruia trebuie să taci pentru că te simți inferior. Deci când vii și îmi spui că ești doctor în drept, ci doctor în economie... Ai făcut eu, niște lucruri. Mi-am luat gentuța și am plecat. Deci, na, și cu el vorbeam despre chestiuni din astea economice. Na, un doctor în economie, cu asta am spus tot dar vorbeam despre faptul că trebuie să gândești politic, politically talking cât de mult merită să investești o chestie uh -huh. e, trebuie să fii un pic și în politică trebuie să fii puțin antreprenor, e puțin mai mult campania se face greu dar, sigur. dar trebuie să știi asta e chiar una dintre problemele cu care se confruntă tot sistemul din state acum cu faptul că politicienii investesc un timp enorm în stat la telefoane pentru stâns fonduri de campanie. Deci uh -huh. e o problemă reală și gravă a sistemului pe care l-au conceput. Adică uh, cum îmi spune uh, membrii lor din, din uh, Camera Deputaților din Senat, varianta lor, efectiv stau ore în șir în fața telefonului și sună oameni pentru donații de campanie. În loc să-și investească timpul făcând altceva. Da. Măresila nu e așa. Nu știu. La noi uh, se fac altfel fonduri pentru companii. Chiar pentru licență am citit uh, multe jurisprudență care se clăma Gala la calității și eram de uh, is corruption. Deci, ne apropiem de finalul da. de facultății. Da. Excited? Nu. Nu? Mm -hmm. hmm. Ziceam mulți scurgești, mă, mamă se termină într-un final ce nu sunt neapărat fericit, că din postura destul de reprezentat mai aveam niște chestii pe care voiam să le schimbă. Mm. Uite, hai să zic o chestie, okay. o chestie faină. Am venit cu propunerea anul trecut și, uite, pe calea asta, dacă mă ascultă cineva din de decanat, mulțumesc decanatului că a făcut demersul ăsta. Să știi că toți studenții la drept de, din Timișoara au sintact gratuit. Sintact. Avem toți okay. Toți oferiți de facultate. Se merge acum pe în direcția de a se oferi o bibliotecă virtuală, gen să primești toate mm -hmm. cărțile în PDF. Mm -hmm. Deci, Facultatea de Drept din Timișoara. Eu am vrut să mă mut în anul 2. Dar, în momentul de față, facultatea de Drept din Timișoara mi se pare compromisul perfect din țară. Uh -huh. Nici prea mult, nici prea puțin. E exact unde trebuie. Și atâta zic. O facultate de 30 de ani se bate cu Clujul București -ul și Iașiul, care toate au peste 150. Just da. saying. Da, se bate și de multe ori și câștigă. Cam da. Păi, am câștigat hexagonul. Da. Nu da. eu, facultatea. Absolut, absolut. Da, nu, 500 persoanelor care sunt acolo sunt în conducere. și face fac treabă, treabă bună. foarte bună. Sigur, se face treabă foarte bună. De avem, nu știu dacă știți, s-a deschis recent în Facultatea de Drept și Clinica Juridică. Mm -hmm. S-a făcut uh, da, 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 Clinica Juridică pentru societatea civilă și super mișto inițiativa. Mm -hmm. Super, super. La da, concept copiat din America, cum, cum se fac uh, The clinic în, mm -hmm. în, în America. Dar este extraordinară chestiunea asta. Se întâmplă atâtea chestii în facultatea de drept încât îmi pare rău că trebuie să plec. ce ghiști ce fac? Mă scriu la master. Și după aia la doctorat. Ok, ok. Mă, dacă vrei să ai și o carieră academică Dar... mai departe, faci și pasul ăsta. Dacă nu, e destul de Ar fi păcat nu Ar fi păcat să Fie... nu, adică e distractiv. Fiecare cu perspectiva lui. Cu... Mă, apropo de copiat lucruri din afară, Uh, la noi în țară în general ar trebui să copiem mult mai multe lucruri. Uite chiar acum recent am auzit de Oradea care se dezvoltă foarte frumos uh -huh. prin a copia cum fac alții în afară lucrurile așa cum trebuie făcute. A, și ce în nu asta? trebuie, păi, absolut, nu trebuie noi să inventăm roata la căruță în materie de multe multe chestii. Trebuie doar să punem în aplicare. Plus că hai să luăm așa în evoluția Bihorului în general, nu orașul Oradea se bazează pe calitatea administrației publice. Acum, sincer să fiu, nu mi se pare că ți destul o viață încât să revoluționezi o administrația publică sau să inventezi ceva nou, conceptual vorbind în administrație publică, să dai un improve la administrație publică, per, administrația publică per se în orașul tău, nu ceva greu. Dar conceptual vorbind să aduci ceva nou în administrație publică, nu știu, să inventezi cum au fondurile europene greu. Așa că mai bine pune și citește pune niște cărți de... Nu tu, omul care ar vrea Absolut. să facă așa ceva. Uh, Pune-te și citește niște cărți de administrație publică și copiază de la alții. Absolut, cel puțin până ajungi la un nivel da. satisfăcător. După Ia. aia mai vezi tu. Deci uite-te la, la... la... Mei din sat, de exemplu, mă cert cu ei. Acum mă duc și la ședințele de Consiliu Local de la ei, că nu-i mai suport. Mă, deci tu vii și îmi faci... Ori făcut aparate din de fitness în aer liber. Într-un sat în care populația are o medie de vârstă de 59 de ani și nu avem canalizare. La 10 km de arad, că nu suntem în cucuieții din vale. Suntem pe drum național, pe DN7, deci mi se pare... Deci canalizarea, din punctul meu de vedere, e serviciu de utilitate publică, nu e serviciu public. Și tu nu dai canalizare în 2022, păi ce faci? Sunt niște chestii din astea, știi, și în și în pui. Și, și, când evoluează, evoluează foarte prost. Ori pus uh, iluminați stradal cu LED. Super. Dar de ce nu ai pus un panou solar deasupra? Ce se in? Cât te costă amplu? Bun, trecând peste faptul că o lampă de naia LED costă mult mai mult decât trebuia să coste. Acum, pe contenciosul achizițiilor publice, îl sunăm pe Liviu Puie, facem o acțiune la CNSC și asta este. Dar nu, ce să fac? Eu mă plictisesc cu nu acasă și mai caut. Nu, că place, îmi place, îmi place că ai inițiativă, îmi place că faci lucruri. Asta e foarte bine. Repet, trebuie să faci lucruri, trebuie să deschizi uși și nu știi ce se. ce, ce ușă urmează, știi? Singura părere de lui e că n-am mai mult timp. Nu-l las. Deci că ești e, încă student. E, e atât de Să energi, știi că uh, poziția de student îți oferă foarte multă libertate. E înoră. Uh, calitatea de student îți oferă foarte multe șanse de a face lucruri care mai apoi nu nu, nu le vei putea face la fel de ușor. Să vezi. A, zici că n-ai timp, ai suficient timp. Și nu doar atât, dar, repet, ai o libertate foarte mare de mișcare, student uh -huh. fiind. Știi? Dar tot, mi-ar plăcea să dorm undeva la trei ore pe noapte. Ah, bine. Ar fi ceva... Somnul ajută. Mi-am dat seama târziu, dar somnul ajută. Dacă nu dormi Ai ce-ți dorești. Sunt convins că dormi ceva mai mult de 3 ore pe noapte. Da, Dacă da. ai avea copii, cred că ai. La <laughs> cred fureste. că ai zis că te înțelegi bine cu micului. Da, Foarte bine. Foarte bine. Asta e Repet. Important. Asta e meritul lui Dia. Da. Dragă, mi-a făcut mare dat. plăcere. Și cred că sigură. putem. Să-i spunem punct. Și te mai aștept cu vești. Acum mergem să-mi povestești lucrurile care nu le-ai putut povesti în fața camerelor, așa că... Sper că ți le-ai notat Le-a pus Jamie pe... <laughs> Super. Da, da. Bun. și, făcut și, și, eu mă bucur că am venit. Au fost și cu emoții. Ei, da. Gen, la mine chiar au fost așa puține emoții, că am vrut să le scot cât de cât. De. E destul de interesant să vii la un podcast, la mine e primul podcast, unul la mână și doi la mână să vii după cine am venit. Adică... Repet, asta mă bucură că am ajuns în punctul în care să am fel de fel de invitați. Da. Și cred că suntem pe calea cea bună. Bun. Acum, o să vedem. Hai să Nu știu ce trebuie să fac acum. La <laughs> Salutare facem tuturor. Și... Pa, pa.